Bună seara, o nouă întâlnire la Cafeneaua Complexității. Ca de obicei, încercăm să abordăm subiecte extrem de diverse. Am o introducere destul de standard la început pentru cei care nu au venit sau vin pentru prima dată. E bine să configurăm sau să prezentăm câteva cuvinte legate de organizatori și, de același timp, de obiectivul pe care o asemenea întâlnire l-are. E vorba de Centrul de Studii Complexe, care este o organizație neguvernamentală, inițiată în 1996, cu o misiune foarte concretă, și anume promovarea în țară a acestor concepte legate de așa-numita fizică neliniară. Mai există o etichetă pusă peste toate aceste concepte noi, știința complexității. Ele cuprind deja materii care se află în fizica de clasa 11, de exemplu. Teoria haosului este materie deja de fizică de clasa 11, că dacă sunt elemente primare, în fizica de clasa 11 aveți găsi și plicula de bază și de geometrie fractală și probleme legate de sinergetică. Deci există deja o bază conceptuală care, practic, generează o altă formă de abordare, care integrează informații și permite abordarea unor probleme către viu, către social, către elemente care învață, o parte din ele, inclusiv către probleme de rețele de tip neural și, respectiv, inteligența artificială. Deci, poate cuvinte, ne-am propus să compensăm ceea ce, într-un fel sau altul, mainstream nu generează, prin întâlniri, școli de an, conferințe, articole și mai departe, pentru a aduce în atenția celor care chiar vor să se autodezvolte, că există un areal de cunoștințe care pot fi bază pentru de fel de tipuri de produse sau aplicații. În general, îi interesează problemele cu care această gândire poate fi în domeniul economic utilă sau în domeniul socioeconomic, având în vedere că problemele economice sunt cumva proiecția unor interacțiuni sociale, sau problemele legate de astro-geodinamică, cum este colectivul care conduc la Academia Română, deci problemele de cuplaj astro-geofizic creează o dinamică, un fel de bioritm general în care bio se dezvoltă. Nu pot să discut pe elemente separate, astro-bio-geo, trebuie să fie integrate, dacă chiar să înțelegi puțin modul în care sistemul acesta funcționează. Și atunci, în cadrul acestor întâlniri, încercăm să aducem în fața celor care vin la aceste întâlniri persoane diferite, cu specialități diferite, cu exemple diferite, dar toate încercarea în dorința de a integra informația cu scopul acesta de a face un pas în înțelegere, un pas în aplicație, poate de a mai corecta puțin și a mai ridica nivelul temelor de masterat și doctorat. Multe din ele sunt mult ca standard și cantonate într-o gândire foarte liniară și foarte veche, mecanicistă. Alte sunt chiar unele firme care mai vin la noi și încearcă să ne sugereze niște teme de cercetare care sunt eventual pe nivelul lor de interes. Deci, cumva, este un fel de retortă de punere în comun a unor întrebări, mai mult decât unor răspunsuri, și a pune în comun, de fapt, niște abilități și niște cunoștințe. Problemele, ați văzut în unele întâlniri anterioare, au fost legate de conceptul de conștiință, probleme legate de minte și formarea minții, relația între creier și minte. Vă spuneam că există și ați văzut că am avut invitat inclusiv pe profesorul Zăgrean. O să vină, probabil, peste o săptămână, cel mult, doi profesorul Bestian. Deci, probleme cu persoane care sunt ocupate, în general, de problema asta de inteligență naturală, de probleme de generare a relației creier-minte, modul de formare a conceptului de minte într-o structură biologică. Și pentru a putea face o diferență specifică și a înțelege poate mai bine această, să zicem, diferențiere între o inteligență naturală și una artificială, e foarte important să începem să ridicăm și cunoașterea în domeniul inteligenței artificiale și să putem face mai atent o diferență specifică pentru a înțelege poate mai profund ce este omul dincolo de partea lui care poate fi algoritmizată și transpusă în așa numită inteligență artificială. Astăzi avem o temă care mă bucură extrem de tare din două motive. Odată că este comentată de niște tineri care, cum să spun, demonstrează faptul că sistemul funcționează cu sau fără profesori din domeniul respectiv, deci tineretul se mișcă independent de curicula care este într-un fel sau altul, mai mult mai puțin adaptată zilei de astăzi. Și al doilea rând că nu este numai o prezentare conceptual teoretică, ci și cu niște aplicații concrete care se vor devoala pe măsură ce prezentarea va avea loc. Inteligența artificială
Este o problemă de provocare extrem de mare. Sunt lucruri extrem de interesante. Mi-aș dori să fie doar un început. Bineînțeles că o întâlnire de genul ăsta, pentru cei care sunt familiarizați, poate să fie superflue, pentru cei care nu sunt familiarizați, să fie poate fără sens. Dar, în orice caz, începem să ascultăm fiecare câte ceva despre un alt domeniu cu care, într-un fel sau altul, putem interacționa. Așa că, astă seară, inteligența artificială este cu noi. Nu știu care din ce voi doi va începe la lucru. Sau Dragoș, și în orice caz, le mulțumesc pentru acceptare și aveți take the floor, o să zice, în alte părți. Vă mulțumim că ne-ați invitat. Noi ne-am hotărât să vă facem o scurtă istorisire a ceea ce înseamnă inteligența artificială. Nu știu, nu am idee cam ce înțelegem ca un colectiv din acest concept, dar o să încercăm să începem cu o scurtă istorisire, cum a pornit ea încă de la nivel filozofic și cum a ajuns să se concretizeze în zilele noastre, în tehnică nouă de calcul, în tehnică nouă de algoritm și așa mai departe. Și vom vedea ce implicații sociale va avea. Vom urmări un întreg TED Talk care urmărește aceeași temă. Și ritmul creșterii, ritmul cu care se dezvoltă inteligența artificială este foarte, foarte important, pentru că accelerează, este în continuă creștere. O să-i dea drumul microfonului. E pornit. În sus. Mai zi o dată ceva. Mai ceva. Vom prezenta și ritmul cu care inteligența artificială se dezvoltă. Ideea că dacă până postula ce înseamnă inteligență, pentru a înțelege ce înseamnă inteligență, au durat aproximativ 2000 de ani, în ultimii 10 ani, dezvoltările în acest domeniu au apărut un ritm foarte, foarte accelerat. Deja devine greu de ținut pasul cu dezvoltările domeniului. Ok. O scurtă definiție, în primul rând. Arthur Samuel era un angajat la IBM, prin 55, așa cum se poate vedea, și era pasionat de acest gen de inteligență. El a fost primul care a conturat un soi de definiție, o vedeți acolo, știința și inginerie de creierii mașinilor inteligente. Și s-au pus câteva probleme jurul cărora se centralizează acest studiu. Raționamentul, cunoașterea, planificarea și așa mai departe. Ca și scurtă istorisire, prima oară conceptul a apărut în Grecia antică, se venerau desigur statui, dar oamenii de atunci le atribuiau inteligență și proprietăți umane. Primele forme de raționament mecanic au fost dezvoltate de către filozofi și matematicieni, când și-au imaginat ei că pentru prima oară că o gândire umană poate fi într-un fel sau altul mecanizată. Prin secolul XVII au apărut primele idei și gânduri raționale, sistematice, conturate prima oară de către acești mari matematicieni pe care sunt sigur că îi cunoașteți, ați auzit de ei peste tot prezentați. Secolul 20 a adus o adevărată străpungere. După cum puteți observa, din antichitate până în secolul 20 nu s-a întâmplat mare lucru în domeniul acesta. Omenirea nu a considerat nimic important de a continua studiile în direcția aceasta. Era doar un concept abstract. Se gândeau că ar putea exista. Da. În secolul 20 s-au pus pentru prima oară fundamentele acestui tip de gândire, în principal matematica. Și s-a conturat pentru prima oară utilizarea unor simboluri fizice și logica dintre acestea versus niște numere și operații simple efectuate cu ele. Vede ceva? Mai devreme s-a pus întrebarea dacă se poate formaliza orice fel de raționament matematic. Pentru că a fost destul de clar că un proces simplu logic, cum ar fi, nu știu, teorema de Pitagora sau orice alt principiu matematic, poate fi raționalizat destul de simplu printr-un procedeu ierarhic. Secvențial, da, exact. Mai departe, vedem în imagine un
exemplu despre mașina Turing, o mașină care este pur principială, este un dispozitiv, așa cum și l-a imaginat Alan Turing, este un dispozitiv care citește o bandă infinită cu informații, teoretic infinită, desigur, informații digitale, 1 și 0, și a cărei stare, cele pe care le vedeți, S1, S2, S3, se schimbă în funcție de ce informații citește pe acea bandă. Practic, stările sistemului sunt influențate de către un șir de informații de la intrare. Turing a fost primul care a postulat că folosind un șir de 1 și de 0, se poate deduce orice fel de raționament, se poate produce orice fel de raționament. Este un prim desen și este totodată principiul pe care s-au construit toate calculatoarele din epoca noastră, absolut tot, de la telefoane mobile, la laptopuri, toate se pot își pot găsi rădăcinile în această mașinărie teoretică pe care el a conturat-o. Și cu care pe care a folosit-o pentru a decoda semnalele transmise de către naziști. După cum vedeți, în anii 40 și 50, atunci omenirea a început cu adevărat să-și pună problema unei inteligențe artificiale. La început s-au strâns așa, în mod asemănător, cum ne strângem și noi la Cafeaua Complexității, oameni din diferite domenii, oameni care aveau gândiri filozofice comune, oameni care aveau aceeași dorință de a sintetiza gândirea umană și a reproduce-o printr-o mașinărie, fie mecanică, electrică sau de orice fel, sau pur teoretică, cum a fost cazul lui Alan Turing. Tot în aceeași perioadă au apărut primele cercetări neurologice, și ideea că creierul uman este o rețea de neuroni, o rețea în care impulsurile se transmite tipul all or nothing, nu am mai tradus aici, este un principiu destul de simplu, un impuls se transmite în întreaga rețea și reacționează doar anumite părți care sunt excitate sau... Care dau un răspuns coerent. Care dau un răspuns coerent, care sunt direct legate de zona respectivă. În acest complet de oameni de știință din diverse domenii, am conturat aici câteva din lucrările cele mai importante ale lor, lucrările în urma cărora s-au putut construi reale progrese spre o mașinărie fizică, nu una teoretică, care va da nașterea inteligenței artificiale. Tot în această perioadă, probabil ați auzit de testul Turing, dacă n-ați auzit, este un test foarte, foarte simplu. El s-a gândit cum putem distinge dacă vorbim cu o mașinărie sau cu un om. Destul de simplu, vorbim prin bilețele și nu vedem interlocutorul. Dacă nu ne dăm seama de interlocutorul nostru, dacă este un calculator sau un om, întrebarea este... Înseamnă că mașina a trecut testul. Înseamnă că mașina a trecut testul și... Nu se poate să fie de un copil. Gândește, da. Da, asta este testul Turing, care a rămas un test destul de important în domeniul că și în ziua de astăzi. Tot în aceeași perioadă, cel de care m-am povestit la începutul prezentării, Arthur Lee, cel care lucra la IBM, se juca cu tehnologia pe vârf din anii 40-50 în calculatoare și se gândea cum să facă el un calculator care să poată la jocul libertate de dame. Și s-a gândit că dacă programează acel calculator să învețe jocul de dame, adică să îi scrie linie cu linie fiecare regulă a jocului și fiecare posibilitate pe care o are jocul, ar însemna o muncă titanică, ar fi ceva imposibil de realizat. Și atunci a venit o idee. Ideea lui a fost să programeze acel calculator să joace împotriva lui, împotriva calculatorului, de mii de ori. Și astfel învățând singur regulile jocului, versus explicându-i el prin algoritmici, cauzali, care sunt regulile pe care le parcurge jocul de dame. Și rezultatele nu au încetat să apară, 7 ani mai târziu au reușit să bată campionul statului respectiv la dame. În momentul de față, aceeași tehnologie este folosită pe site-urile de poker, de exemplu, care toate folosesc inteligența artificială și există chiar o reglementare în Statele Unite în ideea că comportamentul unui jucător artificial nu se poate schimba în timpul jocului. Pentru că altfel ar fi concurență neloială. Ar fi atât de bun încât nu ar bate nimeni. Trebuie să ținem cont de tehnologia
pe care o folosea Arthur Sanger în acei ani, era vorba de calculatoarele pe lămpi, calculatoare construite cu tranzistori, bineînțeles că de viteză nu se poate pune problema, era... Sau de spațiu de stocare. Sau spațiu sau așa, sau așa de mai departe. Erau toate foarte, foarte limitate. Dar el a reușit să ruleze acest algoritm și a reușit să ruleze acest simplu joc de dată. Machine Learning, un nou termen. Ce este Machine Learning? Machine Learning este o disciplină, o definiție mai ok, adică că este o disciplină, un concept, este o idee, acea idee că un calculator poate învăța, de fapt. Machine Learning se concretizează printr-un calculator care nu primește algoritm, primește doar seturi de date și se uită în el. Și își face singur algoritm. Bineînțeles că algoritmii aceștia evoluează, exact cum evoluează setul de date pe care el primește. Și calitatea și performanța lor depinde în mod direct doar de setul de date. Acești algoritmi nu sunt scriși de către nimeni. Nu există formulări de genul pentru cine știu ce a făcut programare if, deci o condiție inițială de execută nu știu ce, sau for și așa mai departe, clasicele moduri de a realiza un program, un software. Și s-au conturat trei moduri de învățare. Supraveghea, nesupraveghea și consolidat. Bine, am descris pe scurt pe fiecare în parte. Cel supravegheat este atunci când respectivul calculator primește un set de date de analizat și primește și un fel de scop, un fel de țel pe care urmărește să-l îndeplinească. De exemplu, primește un set de date, o bază de date măsurători luate de o paletă de 10 senzori și el urmărește să caute un tipar în acea bază de date. Acesta este modul supravegheat. El trece prin calculator, trece prin acest set, în repetate rânduri, până își găsește tiparul care seamănă cu ce am cerut noi. De aceea se numește supravegheat. A doilea mod este cel nesupravegheat. Este, din punctul meu de vedere, cel mai important, de departe. În acest mod, calculatorul primește numai informațiile și este lăsat să-și facă propriile lui interpretări asupra pattern-urilor pe care le găsește în acele informații. Face singur corelații între datele pe care le primește. Nu are niciun scop. Îi se dau niște date și se fac iterații ale aceleiași instanțe până când ajunge singur la niște concluzii. Diferența și ceea ce scoate în evidență acest mod de machine learning este că permite calculatorului să ne învețe pe noi. Adică să găsească ce face un om nu a văzut. Da, exact. Este acel caz în care cineva se uită la o problemă și vine cineva din afară și are o nouă perspectivă și are o idee pe care persoana inițială nu avea. Este ceva asemănător. Sigur, în viitor, acesta va fi modul în care vor funcționa. Pentru că, așa cum o să vedem și în exemplu de mai târziu, calculatoarele au un mod analitic de a urmări orice problemă, chiar dacă vorbim de analize fizice ale ființei umane, chiar dacă vorbim de măsurători luate asupra, eu știu, terenului sau spațiului în care trăim, el nu are sentimente, nu are subiectivitate în ceea ce privește aceste domenii. Al treilea mod de învățare este cel consolidat. Acesta este un mod de învățare în care, practic, calculatorul învață pe măsură ce merge. E ca un copil care încearcă să se ridice în picioare pentru prima oară, se ridică în picioare, cade, după aceea se ridică altul, cade și tot așa învață pe măsură ce încearcă. Și își stabilește singur alte ținte. Da. Cum am spus mai devreme, algoritmii respectiv evoluează odată cu baza de date, sunt direct dependenți de acele informații, ca și calitate, și cel mai bine funcționează cu baze foarte, foarte mari de date. O să vedem că ei sunt foarte, foarte eficienți în data mining, din această cauză. Și am spus eu jos, principala piedică a fost inexistența hardware-ului specializat. Până în 1993 a apărut prima oară un chip de silicon, hardware dedicat acestui tip de algoritm, versus clasicele procesoare care funcționează cu operații matematice clasice, și calcule primă, mobilă, etc. Ca și în grafică, până când nu a
existat hardware-ul care să susțină randările, calitatea lor lăsa foarte tare de dorit. Nu exista hardware-ul pentru așa ceva, nu se putea face. Bun, data mining-ul, toată lumea știe despre data mining, toată lumea vrea o bază de date din care să ia adrese de mail sau eu știu ce și să facă bani, însă data mining-ul de fapt este cu totul și cu totul altceva. Ceea ce lumea interpretează a fi data mining, de fapt, este un caz particular în data mining. Este un proces de descoperire a pattern-urilor, care este un fel, într-un fel la granița dintre inteligența artificială și machine learning și ceea ce înseamnă ideea de bază de date, bineînțeles. Scopul unui procedeu de data mining nu este aflarea informațiilor sau utilizarea lor, ci este identificarea pattern-urilor din baza de date și anume cum evoluează informația din acea bază de date, în funcție de diversi parametri externi care influențează. Trebuie, da. Modul de învățare de care vă vorbeam anterior, cel nesupravegheat, este foarte, foarte potrivit pentru data mining. De ce? Să ne imaginăm un caz. Să ne imaginăm că analizăm un anume organ. Folosim toată tehnica modernă de a transforma informația biologică în informație digitală, într-o bază de date. Apoi ne gândim la ceea ce înseamnă a interpreta acele informații. După cum foarte bine știți, calitatea interpretării este cea care dă diagnosticul final sau definește calitatea diagnosticului. Aici un calculator care învață nesupravegheat, poate identifica pattern-ul în acele analize pe care un om nu le poate vedea. Deci, poate că nici mai modernă nu le-a descoperit până acum. Da, poate nu le-a descoperit până acum. Exact. El nu este constrâns de acel bagaj informațional pe care îl avem cu toții din o societate. O să vedem într-un filmuleț, imediat, un procesul acesta a descoperit că țesutul din jurul tumorilor canceroase este cel puțin la fel de important pentru a prezice rata de supraviețuire ca și țesutul din tumoare în sine. Lucru care până acum nu era cunoscut, nu se știa asta. A fost descoperit un calculator. De fapt, medicina crede exact opusul, că nu au nicio legătură. A văzut cineva o mașină inteligentă, o mașină autonomă, a început să apară peste tot, toată lumea știe despre ele, însă nu cred că își imagineze că ele fără inteligența artificială, din punct de vedere hardware, nu ar fi putut exista. Există suficiente mașini moderne care identifică semne de circulație și le afișează în bord. O altă procedură care, fără inteligența artificială, nu ar fi putut exista. Și este un caz în care sistemul, așa cum este la nivelul acesta de început, încă în stare de început, este mai performant decât o ființă umană. El nu are, spre exemplu, acel bonus de atenție la lungimea unei mâini pe care îl are orice om, orice ființă umană, pe care trebuie să-l prime continuu dintr-un semn în altul. Sistemul analizează pur și simplu toată imaginea, în continuu, în timp real, și din cauza asta obține performanțe mult, mult mai bune decât noi. Cam așa arată o rețea artificială de neuroni, un concept. Este un grup de noduri care au o relație între ele. După cum puteți observa, sunt niște noduri roșii de input. Nodurile hidden sunt, de fapt, neuronii care fac procesarea sau deciziile, mai exact, care sunt niște comparații, nimic altceva. Iar nodurile de output sunt nodurile decizionale prin care noi vedem rezultatul comparărilor. Prin care ies rezultatele neuronilor care au câștigat procesul de decizie. Da. După cum puteți observa, absolut toți neuronii primesc absolut toate informațiile. Este o regulă esențială și este o legătură la ceea ce vorbeam mai devreme, la impulsul de tip oron-nothing. Dar fiecare neuron are drept egal de decizie și are aceeași informații la dispoziție. În momentul în care s-au pus de acord, cel care are, își calculează singur cât de aproape este de o decizie perfectă și rezultatul cu punctajul cel mai mare are dreptul de a decide. Da, într-un fel câștig de cauză. În tehnologia actuală de chipuri, ele își atribuie numărul de neuroni necesari pentru a lua decizia în mod automat. Dacă au nevoie de 2, de 100, de 500, este o atribuire complet automată în față. Deci se gestionează
singur. Și tot asta înseamnă procesare paralelă, în care toți neuronii primesc toate informațiile. Bun. Haideți să vedem acum câteva minute dintr-un TED Talk despre machine learning. Îl puteți observa în colțul din dreapta sus pe Apple Samuel și calculatorul lui care a câștigat la dame. Deci a fost rusa de inspirație pentru cercetările care au urmat. Kaggle puts up competitions to try and get them to solve previously unsolved problems, and has been successful hundreds of times. So from this vantage point, I was able to find out a lot about what machine learning can do in the past, can do today, and what it could do in the future. Perhaps the first big success of machine learning commercially was Google. Google showed that it's possible to find information by using a computer algorithm. This algorithm is based on machine learning. Since that time, there's been many commercial successes in machine learning. Companies like Amazon and Netflix use machine learning to suggest products that you might like to buy, movies that you might like to watch. Sometimes it's almost creepy. Companies like LinkedIn and Facebook sometimes will tell you about who your friends might be, and you have no idea how to do it. And this is because it's using the power of machine learning. These are algorithms that have learned how to do this from data, rather than being programmed by hand. This is also how IBM was successful in getting Watson to be the two world champions at Jeopardy, answering incredibly subtle and complex questions like this one. This is also why we are now able to see the first self-driving cars. If you want to be able to tell the difference between, say, a tree and a pedestrian, well, that's pretty important. We don't know how to write those programs by hand, but with machine learning, this is now possible. And in fact, this car has driven over 1 million miles without any accidents on regular roads. So we now know that computers can learn. And computers can learn to do things that we actually sometimes don't know how to do ourselves, or maybe can do them better than us. One of the most amazing examples I've seen of machine learning happened on a project that I ran at Kaggle, where a team run by a guy called Jeffrey Hinton from the University of Toronto won a competition for automatic drug discovery. Now, what was extraordinary here is not just that they beat all of the algorithms that I'll play with, all the international academic community, but nobody on the team had any background in chemistry or biology or life sciences, and they did it in 2 weeks. How did they do this? They used an extraordinary algorithm called deep learning. So important was this, that in fact, this success was covered in the New York Times in the front page article a few weeks later. This is Jeffrey Hinton here on the left-hand side. Deep learning is an algorithm inspired by how the human brain works. And as a result, it's an algorithm which has no theoretical limitations on what it can do. The more data you give it, and the more computations you try to give it, the better it gets. The New York Times also showed in this article another extraordinary result of deep learning, which I'm going to show you now. It shows that computers can listen and understand. Now, the last step that we're going to take in this process is to actually speak to you in Chinese. Now, the key thing there is to be able to take a large amount of information from any Chinese speaker and produce a text-to-speech system that takes Chinese text and converts it into Chinese language. Ce vedeți aici este un calculator rând un algoritm de deep learning care îl ascultă pe Jeffrey vorbind, înțelege cuvintele, le traduce în informație digitală. Nu numai cuvintele, ci și sensul. Adică e mult mai greu să traduci. Și sensul propoziției. Propoziția întreagă, nu doar cuvintele în ordine. Apoi le traduce în limba chineză și în scurt timp veți vedea cum ea bucăți din vocea lui și o reconstruiește și calculatorul vorbește în locul lui în limba engleză. În limba chineză. În limba chineză. Și tehnologia asta există în momentul de față în aplicația Google Translate, care poate face treaba asta în timp real, pe telefonul dumneavoastră. A fost lansată de curând, Google Translate, da. There are not quite a year, it will be one day.
running conference in China, it's not often actually at academic conferences that you do hear spontaneous applause. Although, of course, sometimes at TEDx conferences feel free. Everything you saw there was happening with deep learning. Thank you. The transcription in English was deep learning. The translation of Chinese in the text in the top right, deep learning. And the construction of the voice was deep learning as well. So deep learning is this extraordinary thing. It's a single algorithm that can think through almost anything. And I discovered that a year earlier, it had also learned to see. In this obscure competition from Germany called the German traffic sign benchmark, deep learning had learned to recognize traffic signs like this one. Not only could it recognize the traffic signs better than any other algorithm, the leaderboard actually showed it was better than people, about twice as good as people. So by 2011, we had the first example of computers that can see better than people. Since that time, a lot has happened. In 2012, Google announced that they had a deep learning algorithm watching YouTube videos and crunched the data on 16,000 computers for a month. And the computer independently learned about concepts such as people and cats just by watching the videos. This is much like the way that humans learn. Asta e un exemplu de învățare nesupravegheată în care un calculator a învățat un concept, două concepte de fapt, ce înseamnă un om și o pisică doar uitându-se la filmulețe de pe YouTube. Deci analiza pixeli din imagine. Nu știa nume de film sau de clip sau chestii de genul. Pur și simplu se uita pixel exact cum ne uităm și noi, numai ne vedem o imagine completă, el vedea fiecare pixel în parte. Fără să fie dat un scop. Am învățat asta singur. So, well, that was that cool algorithm that can seem to do almost anything. And I discovered that a year earlier, it had also learned to see in computers that can see and cats just by watching the videos. This is much like the way that humans learn. Humans don't learn by being told what they see, but by learning for themselves what these things are. Also in 2012, Jeffrey Hinton, who we saw earlier, won the very popular ImageNet competition, looking to try to figure out from 1.5 million images what they're pictures of. As of 2014, we're now down to a 6% error rate in image recognition. This is better than people again. So machines really are doing an extraordinarily good job of this, and it is now being used in industry. For example, Google announced it last year that they had mapped every single location in France in 2 hours. And the way they did it was that they fed street view images into a deep learning algorithm to recognize and read street numbers. Imagine how long it would have taken before. Dozens of people, many years. This is also happening in China. Baidu is kind of the Chinese Google, I guess. And what you see here in the top left is an example of a picture that I uploaded to Baidu's deep learning system. And underneath, you can see that the system has understood what that picture is and found similar images. These similar images actually have similar backgrounds, similar directions of the faces, even some with their tongue out. This is not clearly looking at the text of a web page. All I uploaded was an image. So we now have computers which really understand what they see and can therefore search databases of hundreds of millions of images in real time. So what does it mean that the computers can see? Well, it's not just computers can see. In fact, deep learning has done more than that. Complex, nuanced sentences like this one are now understandable with deep learning algorithms. As you can see here, this Stanford-based system showing the red dot at the top has figured out that this sentence is expressing negative sentiment. Deep learning now, in fact, is near human performance in understanding what sentences are about and what it is saying about those things. Also, deep learning has been used to read Chinese, again, at about native Chinese speaker level. This algorithm developed out of Switzerland by people, none of whom speak or understand any Chinese. As I say, using deep learning is about the best system in the world for this, even compared to native human understanding. This is a system that we put together at my company, which shows putting all this stuff together. These are pictures which have no text attached, and as I'm typing in here sentences, in real time it's understanding these pictures and figuring out what they're about and finding pictures that are similar to the text that I'm writing. So you can see it's actually understanding my sentences, actually understanding these pictures.
I know that you've seen something like this on Google, where you can type in things and it'll show you pictures. But actually, what it's doing is it's searching the web page for the text. This is very different to actually understanding the images. This is something that computers have only been able to do for the first time in the last few months. So we can see now that computers can not only see, but they can also read. And of course, we've shown that they can understand what they hear. Perhaps not surprising now that I'm going to tell you they can write. Here is some text that I generated using a deep learning algorithm yesterday. And here is some text that an algorithm out of Stanford generated. Each of these sentences was generated by a deep learning algorithm to describe each of those pictures. This algorithm before has never seen a man in a black shirt playing guitar. It's seen a man before, it's seen a mic before, it's seen a guitar before, but it just independently generated this novel description of this picture. We're still not quite at human performance here, but we're close. In tests, humans prefer the computer-generated caption 1 out of 4 times. And this system is now only 2 weeks old, so probably within the next year, the computer algorithm will be well past human performance at the way things are going. O mică completare, știți sistemul de captcha de la Google? Când ne arată o poză cu un număr de case și ne pune să scriem noi efectiv acel număr. Google a folosit această metodă în 2 feluri. 1. Ne oferă protecție împotriva roboților pe internet, asta este sistemul captcha, și 2. Permite sistemului, algoritmului lor de deep learning să învețe mai bine ceea ce interpretează din acele poze. Așa au reușit să mă apeze Parisul Parca în 2 ore sau? Da. Folosește Franța. Toate adresele din Franța în 2 ore, da. Folosește informațiile pe care le bagă fiecare utilizator de fiecare dată pentru a împerechea cifrele cu conținutul din poză. Mai departe ați văzut un cățel în Google chinezesc, da, care a încercat o poză cu un cățel foarte drăguț și i-a interpretat, i-a citit acea poză și a găsit rezultate similare. Și Google are o chestie foarte, foarte asemănătoare, pe care ne-am gândit noi să vă arătăm. Este destul de ușor. Avem o poză cu un Yorkshire aici. Am să o downloadez. După cum vedeți, numărul imaginii este 95, nu știu ce, Yorkshire Terrier. Îl vom schimba. Să-i spunem cafea, de exemplu. Acum, dacă ar fi să intru pe Google Images și să scriu cafea, cu siguranță nu voi vedea un Yorkshire Terrier. În nicio formă. Dar dacă folosim funcția de drag and drop, putem accesa această latură a Google de deep learning, în care Google va interpreta ce este în imagine, îl va traduce în text și va da și imagini similare la rezultat. Merge prost, ne-a. Automat să conducă o mașină pe un traseu.
Noi îl avem pe o platformă, pe un stick USB. Hai să mă încercăm o dată. Hai să încercăm cu imaginea de aici. Așa cum v-am arătat mai devreme modelul teoretic, toți neuronii primesc toate informațiile, procesează sau execută comenzile în paralel, sunt interconectați printr-un bus, de exemplu. Același bus este foarte interesant spre deosebire de procesor tipic, normal, care are un bus pentru el intern cu cache-ul lui și un bus extern și tot felul de probleme de interfață. Acest gen de procesoare are un singur bus și în interiorul, între neuronii din interiorul lui și între mai multe cicluri. Funcționează exact pe aceeași magistrală. Și când se folosesc mai multe cicluri în paralel, pentru a mări numărul de neuroni, toți neuronii primesc aceleași informații. Și foarte interesant, algoritmul nu se modifică absolut deloc. Un algoritm dezvoltat pentru un chip poate să meargă cu 1000 de chipuri, fără niciun fel de modificare. Nativ. Nativ, da. Hai să mai verificăm o dată dacă nu mergem mai departe, că nu stăm după conexiune. Așa. După cum puteți vedea, am căutat imaginea unui punct jupucă. Și acestea sunt rezultatele din punct de vedere vizual pe care Google le vede. Imediat să vă fac și un pic de zoom. Vedeți, am văzut săli semi-întunecate, oameni cu rânduri de scaune, a interpretat exact ce a văzut într-o poză pe care noi v-am făcut-o ceva mai devreme. Evident că dacă ar fi făcut căutare după numele imaginii, adică imagine-ul, nu ar fi rezultat același lucru. Deci este o dovadă că algoritmii prezenți, folosiți în momentul de față de Google, înțeleg ce se găsește în poză. Da, interpretează informația din poză pixel cu pixel, exact cum face un om și caută rezultate similare în baza lui de date. Dacă vă gândiți câte feed-uri, câte stream-uri de camere live sunt în momentul de față pe accesibile de către Google, devine un pic înspăimântător. Da. Da, spre norocul nostru, puterea de procesare încă e un pic în urmă. Acum să folosim acest mic chip cu 1024 de neuroni, care este montat pe un stick USB, lângă el are două memorii foarte mici și un procesor care realizează interfața cu calculator. Și Dragoș o să vă arate cum învață să conducă singur. Mașinuța are un pătrățel în față, pătrățelul acela este zona de detecție. Când marginile traseului pătrund în acel pătrățel, calculatorul trebuie să ia o decizie cât de mult să vireze într-o direcție sau în cealaltă. Și asta pe face eu acum îl voi învăța ce să fac în diferite cazuri. Acum am dat de prima excepție în pătrățelul din fața mașinii care, în zona de detecție, a văzut că a apărut culoarea albastră. Și acum el trebuie să ia o decizie. Și noi îl vom învăța ce decizie să ia și în ce direcție. Asta a fost pentru cazul când întâlnește un obstacol în partea stângă. Dragoș a spus să mireze dreapta, într-o anumită măsură, câteva incremente, și apoi să învețe noua condiție. Acum a făcut același lucru, dar pentru stânga. Deci a doua iterație de învățare. Deja a început să învețe să meargă mașinuța singură. Și acum, după cum puteți observa, el conduce complet autonom pe acest traseu. Unde vine îmbunătățirea? De ce procedeul ăsta este mai bun decât ce se făcea până acum, în care programarea deterministă îi spunea mașinii să vireze stânga 20 de grade sau dreapta 20 de grade în cazul în care întâlnește un obstacol care arată într-un anumit fel. Durează numai puțin. După cum ați putut observa, a durat 15 secunde ca mașinuța aceasta să învețe să parcurgă un traseu singur. Păi, schimbă traseu? Da, schimbă traseu. Acum, Dragoș, o să oprească mașinuța și o să șteargă traseul. Dar baza de date
algoritmului o să rămână. Deci primele mișcări nu vor fi de... nu se va opri. Va conduce cu informațiile pe care le-a dobândit până acum. Până acum a utilizat 4 neuroni în întreaga rețea, după cum puteți vedea la contul de sus. Și acum o să desemneze un traseu complet diferit. Ups. Și va plasa mașina în interiorul traseului. Și în mod similar o să înceapă să meargă până se îndrobește. La 5-a iterație. Are caracter. După cum puteți vedea, este un traseu radical diferit față de primul, unde a învățat cele 5 mici corecții pe care l-a învățat în funcție de pragul de detecție din acea căsuță și cu toate astea mașinuța se descurcă destul de bine, și singură, fără nicio problemă. Aici putem vedea și ce învață fiecare dintre cei 5 neuroni care au fost, care se consumă pentru traseele, cele două trasee pe care le-am învățat până acum. Și vedem care a fost starea de excepție întâlnită și jos care este răspunsul. După cum vedeți, evoluează răspunsul de la un impuls la unul din ce în ce mai mic și mai mic și ca intensitate și ca durată. Pe măsură ce sistemul învață și trece prin acele iterații, algoritmul se rafinează și învață din ce în ce mai bine. Ce e foarte interesant și foarte important de menționat este că tot hardware-ul care a făcut posibilă demonstrația este inclusă pe acest stick, care poate fi folosit și pentru a recunoaște poze sau obiectele din poze. Totul este inclus aici. Sau e atât de mic a devenit. Sau pentru analiză video în timp real, pentru a recunoaște fața unei persoane, spre exemplu, la intrarea într-o clădire, care permite accesul sau nu. Sau vederea stereoscopică. Până acum a fost foarte greu de făcut un sistem care vede distanța, doar optic, fără niciun alt fel de senzor. De exemplu, cu infraroșu sau cu ultrasunet. Totul e făcut optic, în timp real. Ok. Mergem mai departe. Încercăm să controlăm câteva domenii, câteva aplicații ale acestei tehnologii. Am început cu automatizări industriale. Nu știu dacă ați avut acces la mediul industrial. În mediul industrial, mare parte din munca mașinilor este foarte, foarte repetitivă și automatizată. Iar treaba resursei umane, principala treaba resursei umane, este de a reține funcționând. De a le supraveghe. De a le supraveghe, exact. Spre exemplu, la o bandă, treaba echipei de mentenanță ar fi să realinieze acea bandă. Pentru că după un anumit număr de, nu știu, kilometri, linear sau kilometri sau așa trecuți, bandă aceea va ieși din schemă. Se decalează. Da. Și actualul sistem de senzori și de automatizare nu permite o recalibrare în timp real. Și atunci utilajul trebuie oprit, trebuie să intervină o echipă de mentenanță, ceea ce înseamnă costuri, timp pierdut, eficiență scăzută. Poza din dreapta sus, vedeți un sistem care vede ce specii de pești au fost pescuiți. Este un sistem integrat de o navă de pescuit din Marea Nordului, care urmărește optic ce pești trec prin fața senzorului și vede dacă peștii sunt buni sau nu pentru a fi băgați în conserve. Îi le identifică inclusiv rasa, dimensiunea peșterului respectiv și calitatea. Și îi sortează în timp real și îi trimite către cuțitul sau zona de tăiere respectiv. De procesare. De procesare, da. Băgați un detaliat un pic prea mult procedeul. În imaginea de jos este o foaie de sticlă în care se folosește un sistem asemănător video cu proprietăți de deep learning care scanează în timp real suprafața imaginii pentru defecte, impurități și așa mai departe. Și unde vine îmbunătățirea este că toate lucrurile astea au fost învățate, nu programate. S-au folosit exemple pentru a învăța un algoritm
ce rezultat să obțină. Un alt domeniu ar fi cel al automatizărilor de clădiri. Știm cu toții că în secolul nostru se construiesc clădiri inteligente, clădiri cu sisteme de climatizare unificate, de internet unificat, de protecție cu tremur, de energie, de ventilație și așa mai departe. Și controlul lifturilor. Poate în clădirile corporatiste ați văzut că lifturile se controlează centralizat de la butonul de unde chem liftul. Spui unde vrei să ajungi și te grupează în funcție de destinație. Nu apeși unde vrei, hotărăști unde vrei să ajungi după ce ai intrat în lift. Da, sistemul decide pentru el cel mai eficient lift care trebuie să sosească în momentul respectiv. Nu primul la rând, nu cel care decide omul. Astfel se obține o eficientizare a consumului energetic al clădirii. O problemă destul de mare în ziua de astăzi. Totul legat de consum. Da. Similar, această tehnologie se poate utiliza și ca și sistem de supraveghere, ca să nu mai fie nevoie de o armată de oameni care stau și se uită la un perete de monitoare, ci un sistem de calculatoare care urmăresc în timp real și recunosc atât locatarii, cât și vizitatorii și pot identifica eventuale situații problematice. Iluminarea, iarăși. Unde ați văzut în ansamblu rezidențial, sunt foarte, foarte, foarte multe lumini, un consum extrem de mare de energie. Această problemă poate fi rezolvată tot prin utilizarea inteligenței artificiale și algoritmelor de tip deep learning, care le poate accesa selectiv în funcție de zona în care se află persoana de interes. Mai mult decât atât, poate gestiona generarea de energie, care nu este întotdeauna la fel, energia nu se stochează. Și apar mari probleme între consum și generarea de energie. Și multă din energia pe care noi o plătim în ziua de azi este pierdută. Este surplus de generare care nu este consumat niciodată. Totodată e acolo trecut o mică aplicație de marketing. Dacă ne imaginăm că o fereastră are un panou publicitar băgat în ea și un mic sistem de deep learning, sistemul acela poate vedea cine se uită la acea fereastră și cunoscând poate preferințele sau zona care muncește din clădirea respectivă, se oferă content relevant. Nu orice fel de content, nu orice fel de reclamă. Iarăși o eficientizare foarte, foarte mare a acestui procedeu. Procedeul există, funcționează deja. Funcționează chiar atât de bine încât au fost și câteva procese legate de asta. În Statele Unite, o adolescentă a primit pliante pentru scutece, deși ea nu știa că este însărcinată. Da, o chestie foarte mică. În cele două casetuțe de jos vedeți cum sistemul identifică în timp real o persoană sau un autoturism. Cum mai permite accesul în clădire pentru a urmări dacă e ok sau diverse alte scopuri pe care le putem atribui liber. Și am discutat și mai devreme, data mining și știința, aici domnul profesor știe foarte clar de ce am vrut să mă refer. Hardware-ul acesta dedicat va scădea extraordinar de mult timpul analizei unei baze de date. În mod curent, dacă ați auzit, dacă ați spus atenți mai devreme, în clip spunea că Google a folosit 16.000 de calculatoare ca acel algoritm să poată să înțeleagă conceptul de pisică. Asta este o cantitate enormă de resurse. Extraordinare, da, resurse, da. Da, hardware-ul dedicat o să ajute foarte la traversarea acestor praguri. Și în domeniul automobilistic, ceea ce v-am vorbit și mai devreme, automobilele autonome, inteligente, sistemele de recunoaștere a pietonilor, a semnelor de trafic, a celorlalte autovehicule, de predicție a accidentelor, când o mașină își poate da seama singură dacă este în pericol de a se răsturna sau de a face accident frontal sau de un accident lateral și poate acționa în avans față de șofer. Astfel s-a gândit viața. Și aici avem continuarea, sau mă rog, încă o bucată cu concluziile din tătocul de mai devreme, care se referă tot așa la domeniile de mare interes și la cum va evolua în următorii 5, 6, 10 ani toată povestea asta cu inteligența artificială și cu rețelele artificiale de neuronale. Mai spun pe costa. Mulțumesc.
so computers can also write. So we put all this together and it leads to very exciting opportunities. For example, in medicine, a team in Boston announced that they had discovered dozens of new clinically relevant features of tumors which help doctors make a prognosis of a cancer. Very similarly, in Stanford, a group there announced that looking at tissues under magnification, they developed a machine learning-based system which in fact is better than human pathologists at predicting survival rates for cancer sufferers. In both of these cases, not only were predictions more accurate, but they generated new insightful science. In the radiology case, they were new clinical indicators that humans can understand. In this pathology case, it actually discovered, the computer system discovered, that the cells around the cancer are as important as the cancer cells themselves in making a diagnosis. This is the opposite of what pathologists had been taught for decades. In each of those two cases, they were systems developed by a combination of medical experts and machine learning experts, but as of last year, we're now beyond that too. This is an example of identifying cancerous areas of human tissue under a microscope. The system being shown here can identify those areas more accurately, or about as accurately as human pathologists, but was built entirely with deep learning using no medical expertise by people who have no background in the field. Similarly here, this neuron segmentation, we can now segment neurons about as accurately as humans can, but this system was developed with deep learning using people with no previous background in medicine. So myself, as somebody with no previous background in medicine, I seem to be entirely well qualified to start a new medical company, which I did. I was kind of terrified of doing it, but the theory seemed to suggest that it ought to be possible to do very useful medicine with using just these data analytics techniques. And thankfully, the feedback has been fantastic, not just from the media, but from the medical community who have been very supportive. The theory is that we can take the middle part of the medical process and turn that into data analysis as much as possible, leaving doctors to do what they're best at. I want to give you an example. It now takes us about 15 minutes to generate a new medical diagnostic test. And I'll show you that in real time now, but I've compressed it down to 3 minutes by cutting some pieces out. Rather than showing you creating a medical diagnostic test, I'm going to show you a diagnostic test of car images, because that's something we can all understand. So here we're starting with about 1.5 million car images, and I want to create something that can split them into the angle of the photo that's being taken. So these images are entirely unlabeled, so I have to start from scratch. With our deep learning algorithm, it can automatically identify areas of structure in these images. So the nice thing is that the human and the computer can now work together. So the human, as you can see here, is telling the computer about areas of interest, which it wants the computer... Mai face exact ce făcea și Dragoș mai devreme. Învață calculatorul să interpreteze din ce în ce mai bine imaginele respective pentru a le clasifica. And to try and use to improve this algorithm. Now these deep learning systems actually are in 16,000 dimensional space. So you can see here the computer rotating this through that space, trying to find new areas of structure. And when it does so successfully, the human who's driving it can then point out the areas that are interesting. So here the computer successfully found the areas of, for example, angles. So as we go through this process, we gradually tell the computer more and more about the kinds of structures we're looking for. You can imagine in a diagnostic test, this would be a pathologist identifying areas of ptosis, for example, or a radiologist indicating potentially troublesome nodules. And sometimes it can be difficult for the algorithm. In this case, it's got kind of confused. The fronts and the backs of the cars are all mixed up. So here we have to be a bit more careful, manually selecting these fronts as opposed to the backs, and then telling the computer that this is a type of group that we're interested in. So we do that for a while, we skip over a little bit, and then we train a machine learning algorithm based on these couple of hundred things, and we hope that it's going to work better. You can see it's now starting to fade some of these pictures out, showing us that it already is recognizing how to understand some of these itself. We can then use this concept of similar images. And using similar images, you can now see the computer at this point is able to entirely find just the fronts of cars. And so at this point, the human can tell the computer, okay, yes, you've done a good job of that. Sometimes, of course, even at this point, it's still difficult to separate out groups. In this case, even after we
let the computer try and rotate this for a while, we still find that the left side and the right side of pictures are all mixed up together. So we can again give the computer some hints. And we said, okay, try and find a projection that separates out the left sides and the right sides as much as possible using this deep learning algorithm. And giving it that hint, okay, it's been successful. It managed to find a way of thinking about these objects that separated out these together. So you get the idea here. This is a case not where the computer is being replaced by a machine. The human is being replaced by a computer, but when they're working together. What we're doing here is replacing something that used to take a team of 5 or 6 people about 7 years, and replacing it with something that takes 15 minutes for one person acting alone. So this process takes about 4 or 5 iterations. You can see we now have 62% of our 1.5 million images classified correctly. And at this point, we can start to quite quickly grab hold of these sections, check through them to make sure that there's no mistakes. When there are mistakes, we can let the computer know about them. And using this kind of process for each of the different groups, we now have to have an 80% success rate in classifying the 1.5 million images. At this point, it's just a case of finding the small number that aren't classified correctly and trying to understand why. And using that approach, by 15 minutes, we get to 97% classification rates. So this kind of technique could allow us to fix a major problem, which is that there's a lack of medical expertise in the world. The World Economic Forum says that there's between a 10x and a 20x shortage of physicians in the developing world. And it will take about 300 years to train enough people to fix that problem. So imagine if we can help enhance their efficiency using these deep learning approaches. So I'm very excited about the opportunities. I'm also concerned about the problems. The problem here is that every area in blue on this map is somewhere where services are over 80% of employment. What are services? These are services. These are also the exact things that computers have just learned how to do. So 80% of the world's employment in the developed world is stuff that computers have just learned how to do. What does that mean? Well, it'll be fine. It'll be replaced by other jobs. For example, there'll be more jobs for data scientists. Well, not really. It doesn't take data scientists very long to build these things. For example, these 4 algorithms were all built by the same guy. So if you think, oh, it's all happened before, you know, we've seen the results in the past of when new things come along and they get replaced by new jobs, what are these new jobs going to be? It's very hard for us to estimate this because human performance grows at this gradual rate. But we now have a system, deep learning, that we know actually grows in capability exponentially. And we're here. So currently, we see the things around us and we say, oh, computers are still pretty dumb, right? But in 5 years' time, computers will be off this chart. So we need to be starting to think about this capability right now. We have seen this once before, of course. In the Industrial Revolution, we saw a step change in capability thanks to engines. The thing is, though, that after a while, things flattened out. There was social disruption, but once engines were used to generate power in other situations, things really settled down. The machine learning revolution is going to be very different to the Industrial Revolution, because the machine learning revolution, it never settles down. The better computers get at intellectual activities, the more they can build better computers to be better at intellectual capabilities. So this is going to be a kind of change that the world has actually never experienced before. So your previous understanding of what's possible is different. This is already impacting us. In the last 25 years, as capital productivity has increased, labor productivity has been flat, in fact, even a little bit down. So I want us to start having this discussion now. I know that when I often tell people about the situation, people can be quite dismissive. Well, computers can't really think, they don't emote, they don't understand poetry, we don't really understand how they work. So what? Computers right now can do the things that humans spend most of their time being paid to do. So now's the time to start thinking about how we're going to adjust our social structures and our economic structures to be aware of this new reality. Thank you. Ciudat că sperie gândul, nu? Probabil m-a speriat când am văzut prima dată. Ideea că mașinările vor putea construi mașinării și mai inteligent. Și ce a fost de asemenea extrem de interesant, cum o echipă de softiști care nu au nicio mai vagă idee despre medicină pot construi un algoritm care influențează atât de puternic medicina. Și așa mai departe.
V-am lăsat cu un mic citat de la Răzvan în concluzie, pentru că el este părintele calculatorului moderne și am considerat potrivit așa. Nu aveți la îndemână și procesele de imagine, apropo de viteza de procesare, în care arată, puteți vedea mai bine. Ce ați arătat când ați fost ultima dată? Cu analiză de imagine, pentru că iarăși... Încă o dată, există tendința extraordinară de a exacerba, să zicem, partea de gadget, de high-tech, de spectaculos. Un spațiu este cunoaștere. E o problemă de semantică, de înțelege ce înseamnă un spațiu semantic, cum e structural. E o problemă de legătură care ne ridică puțin nivelul la ceea ce se numește qualia, trăirea pe care omul are. Dacă tot recunoaște, adaptează, poate să creeze și faze, se mișcă într-un nivel semantic, dar nu are plus ceva care se numește trăire, care este întrebarea profundă a ceea ce se numește știința cogniției, întrebarea dură a științei cogniției. Cum lasă niște... Cum lasă niște urme în trăire o raghetă electromagnetică, de exemplu, imaginea pe care rămâne implicată de către lumină? 1, 2. E deja paranormală situația. Deci, în orice caz, ideea fundamentală este că ne ajută calculatorul în momentul de față să ne descoperim mai bine pe noi. E un lucru foarte important. Deci, în spatele celor arătate este o întrălire, dacă vreți, a modului în care noi am putea evolua, dacă trebuie să fim atenți la problema respectivă. Deci, e de același tip un fel de praștie care ne aruncă mai rapid, dacă știți să ne adaptăm. Dacă nu, vor rămâne siajul valului, apropo de valurile lui Toeffler. Și e puțin luată mai în serios, nu minimizată, nici maximizată, ci luată ca o realitate. Putem filtra niște elemente semantice, dar putem și avea niște cu totul alte informații, mult mai detaliate, mult mai importante. O să vă arăt și eu imediat cum se cuplează cu școală și cum se cuplează cu altă transformare, tot ce au vorbit colegii noștri. Dar ceea ce mi s-a părut și mi-au arătat ei acum, a fost extrem de important, pentru că putem, din cauza procesării de imagine cu viteză foarte mare, putem vizualiza niște fenomene care nu le-am văzut până acum. Ok, folosind webcam-ul laptopului, putem folosi stick-ul să recunoaștem conținutul din acel mic pătrat pe care îl vedeți în centru imaginii. Și îl vom învăța să recunoască anumite obiecte, dar nu ajută foarte mult rezoluția, și apoi singur va recunoaște acele obiecte și va da rezultatul sub forma culorii pătratului. Și imagine în spate și... Da. L-am învățat să recunoască ochiul drept. Și ar trebui acum, de fiecare dată când intru cu ochiul drept în interiorul pătratului, să se răvăstească. Și în rest, să dea alte rezultate. Nu-i chiar perfect. Asta este o problemă care, într-un fel sau altul, îi dau eu ce să învețe. Din punct de vedere, trebuie schimbată imaginea. Din punct de vedere, de exemplu, al cercetării pe care o facem noi în cadrul Academiei pe zona geodinamică, Brancea, de exemplu, pe zona seismică, problematica pe care o întâmpinăm este faptul... Așa numită geocomplexitate. Cuvântul de geocomplexitate presupune că după un cutremur are loc o schimbare radicală a structurii pe care acel sistem o are, adică avem loc o fracturare și deci în focar acolo avem o altă situație inițială care va începe, se va încărca și va evolua într-un mod specific. Nu pot să merg cu aceeași algoritm. Este așa numită sensibilitate la condiții inițiale, deci s-a schimbat situația, s-a schimbat sistemul, deci e alt animal acolo care va avea altă evoluție. Dar noi mergem cu același model matematic, cu același model de fizică a ruperii. Și deci nu ne adaptăm, ar trebui ca datele care vin, fluxul de date care vine din zona respectivă pe măsurători, de când pe electric, când magnetic și fel de alte măsurători din zonă,
să încarce o asemenea rețea care treptat treptat să înceapă să descopere un pattern specific, un, că începe să fie bolnav în Vrancea. Dar Vrancea, nu orice zonă. Se adaptează treptat la condițiile și la evoluția zonei Vrancea. Devine un sistem inteligent care începe să emuleze, datorită fluxului de date pe care le are, un model care noi nu l-am putea descrie matematic luat a priori dintr-o bază de date sau de modele. Deci ce am făcut noi până acum? Am luat niște ecuații din sisteme dinamice, le-am folosit ca model și am verificat că da sau nu se potrivește corectate date cu date din zonă. Dar modelul ăla e static, modelul nu evoluează. Modelul matematic a fost, evoluția lui era de fapt în sensul unor mici coeficienți stohastici ca să adapteze cumva la fluctuațiile de nepredictibilitate, că ecuații diferențiale, dacă au soluție, au soluție precisă, nu era variabilă. Și atunci, în felul său, ar trebui un sistem care să nu spune ecuație, că nu uitează ecuație, dar care se emuleze între neuroni, între rețelele de pondere, se emuleze chiar modelul ăla, care începe să devină pe măsură ce se calcă toate Vrancea. De aceea, în principiu, să vă dăm și niște experiențe concrete, cât de ușor să iau astfel de date ziua de astăzi, cât de ușor are orice om, în situația actuală, acces la o cercetare fundamentală. De aceea sunt programe europene cu finanțare foarte mare, de tip Science with and for Society, Science with Society. Pentru că senzoristica, modul de abordare, programele, open source și mai departe, au devenit așa de multe, încât grupul care suntem aici, sunt convins că trebuie să facem o cercetare de neimaginat, numai că încă nu avem curajul să nu credem că se poate. Pentru că n-am fost obișnuit, am zis la cercetare, să fie laborator cu oameni specializați cu aparatură, nu i-am îndemnat tuturor, o să vedeți că i-am îndemnat tuturor. Deci, acest gen de procesare de imagine a generat, în principiu, s-a încărcat? Da. O să vedeți un pic câteva exemple. Nu multe, dar suficiente ca să înțelegeți câte informații ne pierde sau câte informații sunt scoase suplimentar, dacă ai putea înțelege, beneficia de departe. Aici o să vedeți un tip de procesare, post-procesare video, se numește amplificare euleriană. Și acesta este un tip de procesare care se poate realiza cu astfel de rețele în timp real. Este un scurt exemplu. Our world is constantly changing. Many scenes in our everyday lives that are seemingly static, in fact, contain subtle variations and changes that are invisible to us. Imagine you had special glasses that allowed you to see subtle changes that cannot be seen with the naked eye, like small variations in the color of the skin as blood pulsates through it, or the subtle breathing motions of the baby. Asta sunt două tehnici non-invazive de a citi pulsul și respirația, respectiv respirația unui copil, pulsul unui om și respirația unui copil. Atenție, tipurile astea de procesare au fost făcute pe o filmare care nu a fost creată cu ustensile speciale. Deci cu o cameră de telefon poți citi pulsul, dacă e lumina corectă. These changes are hidden in ordinary videos we capture with our cameras and smartphones. Given an input video, for each pixel we analyze the color variation over time and amplify this variation, which gives us a magnified version of the video. In this example, the pulse signal is amplified 100 times. Înțelegeți cât de important e și ce poți să This doesn't require attaching any sensors to the patients, and the accuracy is comparable with hospital-grade monitors. E cu totul altceva decât să legi cu aparate și fire când poți să dai imagine. The same algorithm can also be used in the presence of the pulsing motions of arteries in the wrist. Ai cum să vezi, se amplifică pentru că fac derivată și amplifică derivata. Pentru că ai acces la toți pixelii și face, îi filtrezi și amplifici. Nebiliar, poți să faci ce vrei. The eye may move from subtle head motions or from involuntary eye movements known as microsaccades. Such motions are very hard to notice, even in this close-up shot of the eye, but become apparent when amplified 150 times.
invisible motions are also created by mechanical parts, such as the shutter and flipping mirror in a DSLR camera that produce tiny motions when taking pictures. Structures are designed to sway in the wind, but their motion too is often invisible. Amplifying the changes in this video reveals the swaying of the crane's mass and the undulation of its hook. Este acces la un nivel de cunoaștere care depășește orice fel de imagine. Dacă ești trecut să pui puțin pe capatul celălalt. Să facem un pic o legătură, acum generalizând, de ce avem nevoie de aceste date, de ce calculatorul neuronal și inteligența artificială este utilă, ce tipuri de lucruri am putea face imediat și unde este calculată știința complexității, toată povestea respectivă. Încă o dată, uitați-vă aici. Era imaginea asta care urma emblematică, pe care noi am avut-o de foarte multe ori în prezentările cetului de studii complexe. Avem un, o structură în gradient, un fum de țigară în principiu, avem o zonă stabilă de curgere, care există matematica clasică, care am văzut-o la școală, cu ecuații diferențiale, cu ecuații cu derivate parțiale, avem fluxurile și tot ce am învățat, care determină o zonă de predicție și de stabilitate. E curgere laminară, dar nu avem nicio problemă aici. Aici se aplică bunul simț actual al regătirii lineare. Determinist. Avem o zonă în care sensibilitatea la condiții inițiale este așa de mare, încât micile fluctuații de la un altul determină traiectoriile predictibile în viitor. Deci, cu alte cuvinte, avem o zonă de U de haos și avem o zonă de, de hazard, în principiu, spunem în mod explicit, nu de aleator, e altceva, sunt niște urmați, dar aceea de dezordine, neprevizibilitate principială și în principiu, ne-am reușit să cooperăm și cu zona asta, pentru că am inventat o statistică care mi-a dat valori medii. Prin fel de fel de metode, mi-a dat niște... Am redus cumva fluctuațiile de aici la ceva care era un invariant care îl căutam pe o metodă clasică. Dar între ordine și dezordine, n-am fost atenți că sistemul își pierde stabilitatea printr-o anumită structură, printr-un anumit pattern. Deci, între ordine și dezordine este un nou domeniu care, de fapt, este acestor sisteme de neliniare, acestui nou mod de abordare, care, de fapt, este baza pattern recognition, pentru că ce nu mai interesează un parametru, nu-i mai fi folosit, că poate mă interesează structura asta, patternul ăsta de aici. Deci, domeniul ăsta complexității ne interesează un lucru foarte interesant, de ce se naște informație. Dacă am toate la fel, sau toate diferite, eu nu pot să spun despre nimeni nimic, deci nu pot să atașez ceva, deci nu am informație. Informația este în cadrul unei structuri. Deci este o legătură între negentropie și informație, între structură, rupere de simetrie și informație. E foarte interesant. Deci noi cumva, între o zonă foarte ordonată, dacă tot va fi la fel, n-am ce să fac o diferențiere, deci nu pot să numesc nimic, dacă toți sunt foarte diferiți, n-am cum să pun nimica. Dar în între unii dezordine, la mic de ansamblu, se creează informație. Deci, pentru prima dată, înțelegem că nu e suficient o abordare integro-diferențială, nu este o suficientă abordare energo-materială și trebuie o triadă informații, deci e materie, dar informația nu e, e cu totul altceva. În contextul ăsta, cuvântul pattern e fundamental și tot ce au arătat colegii până acum este, de fapt, nu se măsoară mai bine un parametru, ci se identifică în fluctuația respectivă un pattern, da? Adică, dacă mergem un pic, există o zonă de echilibru termodinamic, aici n-am lămurit, există o zonă aproape de echilibru termodinamic în care zona asta de aici, cu micile fluctuații, sunt conectate de obicei de un sistem, deci sistemele actuale au bucle de reglare ca să rămână stabile funcționale în funcție de micile fluctuațiile mediu, de exemplu frigiderul își conservă proprietatea de frigider cu temperatură, indiferent dacă afară e mai cald sau mai interior, mai plin, pentru simpla idee că are bucle de reacție ca să mă duc în zona asta de aici. Deci este cumva, la profilul echilibru termodinamic nu interesant, ci viu nu intră pe acolo. Viu interesant este prin Golgi, primul nobă, e departe de echilibru termodinamic. Deja, departe de echilibru termodinamic, încep să apară fenomene noi, de emergență, autoorganizare, pattern formation, morfogenetic și o grămadă de alte lucruri, care se formează, care formează, de fapt, prin autoorganizare bifurcată sau teoria bifurcată, de emergență, sinergie, sinergie și multe alte noi, formează, de fapt, elementul de vocabular pentru altă lume, pentru altă mod de a înțelege, pentru altă școală, se formează o altă școală.
Și astea sunt uneltele cu care le operăm într-o această nouă viziune, cu care începem să înțelegem lucruri mai profunde, natură noi, elementele alea care le-am făcut până acum. Ce a făcut formalul din mintea până acum în știință? A căutat niște invarianți terme de fluctuație. Dar n-ați de ce invarianții sunt ăștia. Decât că a găsit o legătură între o cauză și un efect și a găsit un invariant, o lege. Dar cauza, pricina legii, cum zicea Nichita Stănescu, care e pricina, n-a căutat-o, că n-a făcut ce de acum, începem să înțelegem geneza sistemului. Până acum am căutat un pattern în fluctuație. Acum o să dăm partea interesantă, că fluctuația este cauza generării patternului. Micile fluctuații generează chiar patternul respectiv. Deci trebuie să ne schimbăm cu modul de abordare. În acest context, se naște o bifurcație majoră de abordare științifică. Dintr-o abordare statistică, care remarcați, vă dau media, vă dau dispersia, dar în principiu, dacă schimb ordinea, am aceeași media, aceeași dispersie, pentru că media, în principiu, pentru că statistica înseamnă o integrală sau o sumă. Iar o sumă, în principiu, nu e sensibilă la ordinea termenilor. Poți să amestec și de aceea sumă. Deci, poate e, minte? E ca și cum te uita la histograma unei poze, în speranța că înțelegi ceva. Nu înțelegi nimic. Pentru că, de exemplu, din punct de vedere al mediei și al distribuției, am în două spirale, au aceleași valori. Dar structura, dacă vă imaginați că este o bucățică dintr-o cheie, ordinea zilor deschide, nu media sau dispersia lor. Deci informația care o iau prin statistică nu e capabilă să-mi furnizeze patternurile alea de acolo. Deci îți fac niște instrumente noi și sunt inventate de cu 40 de ani, dar nu prea nimeni să le absorbă ca să uneltele să se bage în neuroștiință, în cogniție, în suflet și alte elemente. Și atunci apare o descriere foarte, asta, cum să spun, poetică, unor fenomene care pot fi acum aduse în atenția profundă a gândirii raționale. Cealaltă variantă este problema de pattern, structură semn. E o nouă semiotică, o semiotică, deci o studiu al semnelor, care naște prin tehnici de acest gen un studiu al sensurilor. Și trebuie să facem distinție între semnele date de om prin inventare și semnele descoperite de om. Descoperite în sensul că ele preexistau și sunt semne ale unei gândiri, numite locuri sau unei gândiri, care de fapt este cea care generează realitatea respectivă și nu artefactele care legează omul. Deci când mă uit la microfonul ăsta, omul l-a generat. Știu totul, eu am tot proiectul pentru că omul l-a proiectat. Când mă uit, tot dau exemplu, deci am 5 degete, nu știu. Că și nu am conștiința proiectului sau de ce s-a întâmplat, că totuși celulele astea tot divid, tot înmulțese, tot schimbă, dar nu se șterge patternul ăsta, forma asta. Nu crește mai tare eu mână, după aceea, nu, e o corelație în ansamblu care merită discutată. Deci, cu alte cuvinte, trecem la o schimbare și căutăm patternuri. Mai mult de atât, căutăm apărut o disciplină nouă numită biosemiotică, care studiază patternurile genul ăsta asociate viului și a patologiilor în viu, apropo de cazul la cancer, sau problemelor în arhitectură, cuplajul dintre formele geometrice din jurul nostru și trăirile psihologice. Ce forme în jurul nostru stimulează o anumită trăire? Există o legătură între structura fluctuațiilor câmpul electromagnetic, geomagnetic și trăirea interioară? Avem cu ce să studiem acum sute de întrebări noi care generația noastră până acum nu a avut-o în discuție. Suntem obișnuiți cu mii de date. Uitați-vă cum avem date astea. Păi tot nu arcați nici cer. Ce să bă, de aici când e vorba de un milion de senzori puși pe o planetă? Și mai exact ce înseamnă? Păi, dar poți să-i cuprinzi ca să vezi ce înseamnă. N-ai cum să-i cuprinzi vizual. Vă dau un exemplu. Se lucrează acum la o rețea de geofizică internațională pe un continent american. Din 25 în 25 de kilometri un grid, în fiecare nod din gridul ăsta se află o stație multidimensională pentru geo. Câmp electric, câmp magnetic, gravitațional, vibrații, tot ce vreți noastră asociate, meteorologice. Și acum imaginați-vă de ce înseamnă continentul ăsta din 25 în 25 de kilometri, rețeaua asta de date care furnizează câte de multe ori 100 de date pe secundă, ca să o integrez la nivelul, să simt continentul, cum pulsează, cum se mișcă, ce se întâmplă. Și intelectul necesar pentru a găsi patternurile alea. Iar să ne uităm. Că oameni de genul ăsta se nasc odată la 100 de ani. Ia uitați-vă acum ce înseamnă, de exemplu, forme de reprezentare, ca să încep să le aduc în fața minții, să le înțeleg. Deci încep să fac ceea ce se numește data mining, pentru că una dintre marile probleme în data mining, să pot să reprezint, într-o anumită întrebare pusă în atunci, să reprezint data de acest gen. Pentru ce altă formă. Să știți că asta nu este un grafic văzgălit de cineva de copil de 2 ani. Are semnificația, te-ai citit. Deci ce se face o altă alfabetizare. Nu e mare lucru dacă ai învățat să citești, cum e mare lucru. Un copil care n-a citit și n-a scris și nu știu alfabet, nu o să citească nici cel mai elementar lucru. Când a învățat să citească, pentru că e banal. La fel și aici. E o altă, însă o altă disciplină de scriere.
uitați-vă altă formă de reprezentare, altă formă de reprezentare, adică în concluzie data mining. Deci sunt forme, și sunt sute de forme, sute de forme, pentru că funcție de întrebare care o pun naturii de tipul datelor, de frecvența lor de apariție, de natura lor, una mai importantă, mai relevantă și mai, mai cuprinzătoare din informația care ne furnizează. Problema e să pot lua eu decizii. Vă dați seama cât de departe suntem ca conducătorii noștri politici să poată lua decizii în multidimensionalitatea unei vieți sociale turbulente, când eu sunt în stare să citesc nici măcar un grafic de la clasic, dar trebuie să interpreteze în situații de criză asemenea informații care vin prin metodele respective. Deci trebuie să ne ajutăm și noi pe noi și noi pe ei. În fel de fel, dacă noi nu presăm, pentru că nici noi nu cunoaștem ca societate civilă, de ce să facă ei ceva? În moment ce merge și dacă nu-i presăm și noi? Deci de-aia ziceam, centrele de studii complexe se dorește a fi un fel de catalizator care să încerce să preseze societatea civilă, să înțeleagă valorile acestea, să înțeleagă care e nivelul de care discutăm și să-i ajute prin societatea civilă să ne învățăm între noi și sigur vom face și un pushing către politic. Nu invers, că deja facem grevă, că din noi nu știm, dar facem grevă că ei să învețe. Nu, e aberație. Să ne ridicăm împreună. Vreau să mai arăt câteva elemente. Toate, cum am început noi să aplicăm chestia asta, totuși concret, în 93, cu grupul care l-am avut atunci. 93 au trecut totuși, 21 de ani. Uitați-vă cum arată o informație statistică banală. Asta e o matrice de date din piață. Astea sunt piețele din București, Unirea, Obor și mai departe domenii. Și astea sunt niște produse. Și aici e o matrice de, într-una din zile, mercurialul. E mercurialul, central pe piața cea mai scumpă, pentru că tot piața cea mai scumpă e fotorobați. În cazul acela, poate și acum a rămas, dar piața scumpă cea mai scumpă, fotorobați. Ce poți să faci cu toată asta? Faci media, dispeția, cea mai scumpă piață, cea mai scump produs, varianța produsului în timp. Dar dacă aplici un algoritm de tip rețea neurală de detectare de pattern-uri, cea mai simplă rețea neurală, ca și comportament de clusterizare, este analiza componentelor principale, aplicate pe dispersia de date, pe diferența, pe variațiile de date, iau uitați ce se întâmplă. Apare fenomenul de clusterizare și iau uitați cum se clasifică piețele prin intermediul produselor. Asociate produselor, da? Deci cum niște produse disperse, cartofi și mai departe, pot să releve niște probleme de sociologie. De ce? Pentru simpla idee că într-un climat cultural, da? Există și o anumită structură normală de un anumit tip de bucătărie. Da? Și bucătărie înseamnă, de exemplu, că dacă fac tocăriță, am o anumită proporție între carnea care o iau și ceapa care o iau. Nu pot să iau 5 kg de ceapă la o tocăriță de cartofi. Nu știu să spun, cu jumătate de kilogram de cartofi. Sunt niște proporții. Funcție de proporțiile respective se reglează într-o piață liberă, se reglează și prețurile. Deci fluctuația de prețuri are în spate și o structură socială. Și disponibilitatea de plata a populației, care sunt probleme sociale, da? Deci uitați care a fost surpriza noastră când am aplicat această metodă de clusterizare 93, care arată așa. S-au clusterizat piețele de cartier, într-o domnă foarte aproape, Obor și toate celelalte, tradumitabile și mai departe, Matache. Două piețe, o piață în care se vede clar că cumva e mai aproape de zona de cartier domenii, atunci a început în zona domenii să se modernizeze, era deja o zonă în care din zone centrale au început să evadeze în spațiu, să construiască zone noi, deci puțin mai cosmopolite. Piețele Unirii și Amzei, într-o zonă de aici, drobații cu toată zonă. Deci, cu alte cuvinte, acum ce se poate face? Se poate face un tip de arbore ăsta dinamic de clase de analiză, în care se găsește centrul de greutate de aici, centrul de greutate al dinamicii de aici, distanța de aici dinometrică și încep să țin sub control să văd ce se întâmplă și repetat asta zilnic, încep să văd evoluția socială. Din cartofi. Păi vă dați seama ce văd ei acum din click-urile noastre și din tot ce se cumpără pe planetă la ce nivel, dacă nu să vedem atâtea lucruri dintr-un cartof și o ceapă? Din toate mail-urile noastre. Din tot ce acolo. Din toate comparăturile, din toate căutările. Deci în spate ne apropiem ori de o mare revelație, ori intrăm într-un sclavagism în care se creează niște bucle de fibre de că să-mi ajungă față exact ce-mi trebuie, de o să am sentimentul că sunt condus de nici joacă. Matrix curat, adică filmul Matrix încă nimic. Deci, mai schimbăm povestea. Facem invers.
Este posibilitatea să clasificăm, cum se zice, produsele prin intermediul pieselor, pentru că nu schimb decât ordinea matricei. Fac o transpusă a matricei și automat inversez clasificarea. Dacă că am inversat-o de tot și trebuie să inversez un pic. Nu, asta este. În care uitați ce interesant se adună. Tot ce înseamnă elemente legume se adună într-un colț. Indiferent de piața acum. Tot ce a însemnat citice și partea astea care sunt în plin banalele, nu știu de toate, formează așezarea pe anumite linie. Și ce face asta? Îmi sugerează niște corelații care bază de date nu o să văd niciodată, pentru că sunt cumva rodul patrulor toate cu toate, îmi sugerează niște întrebări și pun niște întrebări. Adică îmi excită sistemul cognitiv cu niște întrebări care n-au cum să rezulte din analiza obișnuită. Deci mă ajută, nu îmi dă mură în gură, dar devine o altă formă care încep să te miști pe ea. Și am făcut așa un mic exemplu. Și pe mai vreau să vă mai arăt ceva, că totdeauna când are loc o mică transformare, are loc întâi o extrapolare în sensul paradigmei vechi. Asta, din păcate, e greu să ne imaginăm ce reprezintă chestia asta acum, dar se găsește la muzeu, este primul fax. E primul fax care a transmis o imagine care zici că e scrungă, în orice caz. Nici într-un caz în metoda clasică, pentru că ideea a apărut, dar modul de transformare ideea a fost încălzirea prin logica acelui moment. Mecanică. După aia am început să ne jucăm cu lasere, cu semnalele nea date la nivel de un punct și mai departe. Dar așa s-a întâmplat. La fel s-a întâmplat acum cu așa numită instrumentație virtuală. Unde avem problema acum? Problema majoră este că pentru a putea opera în calculatoare de acest gen, în mod normal aveam senzația, că și era în vechea perioadă când eram la nivelul ăsta, că am nevoie de un limbaj, să învăț Fortran, C++, să învăț niște lucruri. Deci asta și pentru un om care, de exemplu, era un om care vrea să studieze fenomene de literatură sau de analiză de text, să se apuce să învețe acum și programare, era chiar o problemă de tragedie, că numai ideea în sine zicea că el cu matematica n-a avut-o, deci cu calculatorul nu-i place. Deci era o barieră. Da? A apărut ce se numește instrumentația virtuală, care în prim pas să vedeți ce poate să facă și vedeți un exemplu, ca să faceți legătura dintre cât de repede facem o gândire, contextul experimental, o rețea neuronală de partener și a cât de întrebări naturii. Într-o formă în care tot apără de vară de 10 zile, putem răspunde lumea. Dacă ne punem mintea, ne punem inteligența, întrebări, într-un context care să releve întrebarea și să rapideze întrebarea prin permanenta feedback experimental. Păi, ce înseamnă să măsori ceva? Am nevoie de un senzor, asta am nevoie, să măsor temperatura, am nevoie de un senzor, să măsor câmpul magnetic, am nevoie de un senzor, după aceea semnalul respectiv să fac vizibil pentru om într-o anumită formă. Că în temperatură să fac sensul cu termometru pus de tip alcool sau mercur, de exemplu. Dar cel mai simplu ar fi să-l pun într-un sistem electric și cel mai simplu să fac să se înțeleagă cu calculatorul. Ce înseamnă, de exemplu, să măsoară un semnal? Poate să fie de cuvântul osciloscop. Măsoară, ați văzut prin licee, osciloscopul. Măsoară o varianță de semnal. Pe ce e acolo? Pe o structură hard, care reușește să preia un semnal de la internet, să-l vizualizeze într-un efort. Pe calculator poate să vizualizeze mai bine, mai repede. Totă poate să fac cumva ca acel calculator să poată fi conectat cu lumea fizică. Și această conexiune a apărut sub forma unui convertor analog-digital. Semnalul din lumea fizică se transformă într-o cifră, care calculatorul înțelege. Din contră și invers, adică reciproc. Calculatorul lucrează numeric, dă o comandă că, de exemplu, temperatura pentru becul ăla trebuie să se ridice la luminozitatea la anumite valori, înseamnă o anumită cifră în lux, care înseamnă cifra aia care trebuie comandată ca să se și întâmple tensiunea de la respectivul, deci să-ți face o cifră din calculator, să se transforme într-o mărime fizică să comande ceva. Și atunci, cineva a avut o idee foarte interesantă. Păi dacă tot trebuie să manipulez informații de tip senzori și actuatori, păi facem așa. Facem o platformă comună pentru majoritatea aparatelor de măsură care există deodată, care să aibă, de fapt, numai o punte de intrare informației din lumea fizică în calculator, acolo se vor putea face o grămadă de operații, de reprezentări, și o altă punte care să scoată informația respectivă și să-mi comande un aparat, să-mi comande un buton, să-mi comande o temperatură, un ventilator, un ceva, ca să poată să facă eventual o bucă de reglare. Deci am avut o infrastructură hard, care n-a avut un aparat de cutie, adică n-a trebuit să mai fac un osciloscop, să-l bag într-o cutie. Ca după aceea, dacă îmi dau seama că mi-am nevoie și de altceva, de un măsurat temperaturii, să cumpăr altă cutie, cu alte cabluri, cu alte băgături în priză. Și practic eu am 16 intrări posibile care pot să le pun ce vreau.
Și poți să scoți 16 ieșiri, să comandă orice. Deci, automat, s-a creat ceea ce se numește implementația virtuală, care mi-a făcut un lucru fundamental. În loc să am acești gen de scriere, de tip for program, care trebuie să scriu sintaxe, paranteze, o singură virgulă de acolo, dacă nu o puneam, sistemul se bloca, am fost transformat în sistem obiect. Care arată așa. Care e orientat obiect, e o funcție, o leg logic cu altă funcție, desenez și funcționează. Pentru că în clipa care, o să vedeți imediat, când iau și iau din o bază de date obiectul și-l pun aici, automat el a scris în spate echivalentul software respectiv. Deci automat am degrevat cercetătorul de să scrie soft. Poate să fie și un biolog, poate să fie acum și un artist, căci el, dacă a înțeles ce vrea să pună ca întrebări naturi, ia din raft obiectul respectiv și mai departe calculatorul, inteligența, știe să scrie automat softul respectiv. În principiu, arată cam așa. Ce poate să fie pe un tablou de comandă? Pe când poate să fie un buton de dat metale mai încet, poate să fie cu adus cătarea poate de radio și tipuri de elemente în astea de, cum să spun, de... cu toate pe calculator, sunt, aveți un radio pe calculator care face o grămadă de tuning, o grămadă de elemente, deci apareți niște butoane care acționează fizic, nu numai că acționează pe desen ca un desen animat. De asemenea, am funcțiile corespunzătoare, am niște căsuțe, în fiecare căsuță de aici am zeci de funcții gata formate. Toată matematica, lumea e băgată acolo. Nu prea există un obiect matematic sau o funcție matematică care să fie deja existent acolo în cutiuța respectivă. Numai decât să știu că există, să o scot de acolo, drag and drop, și să leg o sârmuliță ca să leagă, ca semnalul de la intrare, să ajungă unde trebuie. Și din clipa respectivă a fost aparatul, care poate fi după aceea interfațat cu rețea neurală, și să-l opereze în buclă pentru a-l extrage în 4 luni la direcție. Am pus și senzori în zonă și acum mi-a dorit să-l arăt concret. Pentru că este spectaculos, din punctul meu de vedere, o să închid mă zice microfonul, pentru că nu am nevoie de el așa. Doar să vă sugerez un pic cât de convenabil, cât de ușor este, trebuie doar un pic de, să zicem, curaj. De ieșire din box, din out of the box, cum să zice, să ieșiți din zona că nu se poate. Mai mult decât atât, o rețea neuronală poate fi legată direct la senzor pentru a da un rezultat rafinat, un răspuns rafinat al senzorului. Să dea direct o decizie. Evident. Inteligența se scufundă în produsele din jur. Deci, să vă dat imediat ce vreau să sugerez cu implementația virtuală. Deci, uitați-vă, în principiu, voi lua un alt produs, ca să-l facem împreună acum. Pe această suprafață se va numi panou de comandă. Aici pot să pun butoane, oșiloscoape, sisteme de volmete, deci interfața mea cu obiect cu lumea aparatului pe suprafața asta. De aici, fiecare obiect pus pe suprafață sau orice, când desiți un aparat de radio, de exemplu, nu-ți o de piese. Aici este suprafața de piese, da? Acum, imaginați-vă în mod explicit, foarte important, să-mi dea drumul un pic. Așa, uitați-vă un pic, în momentul de față, să ne uităm la ce aș putea să pun pe față aici. În mod normal, am o cutie, în care sunt preformate o grămadă de produse. Da? De exemplu, butoane. Sunt zeci de forme, nu? Care și o problemă de estetică. De exemplu, să luăm butonul ăsta. L-am luat și l-am pus aici. Când l-am luat și l-am pus aici, deja s-a scris programul care îmi arată ce? Când va da o valoare între 0 și 10, în funcție de buton, dar e prea mic, hai să mărim, nicio problemă. Se autostructurează, se autoreglează, să zicem până la 10 e prea mult, până aici până la 1, să zicem, se autoscalează. Butonul, fiecare obiect, deci a fost gândit așa de amănunt, de o grămadă de oameni, a fost acolo la fabrica respectivă noastră în Statele Unite, așa cum e Silicon Valley și este Silicon Hills. Sunt locuri în pleci pe o suprafață cât vezi cu ochii, în care sunt oameni care au rafinat numai un semn, la bucată. Câte fiecare au rafinat, câte o cutiuță din asta. În care nu se începi în cap câte poate să fie compactate și poți să schimbi așa fel încât lucrez pe foarte ușor. Sau poți să iau un aparat de genul ăsta, un alt buton de genul ăsta, care este cu cursor. Da? Poți să iau un aparat de genul ăsta, de exemplu, de tipul unui volmetru. Poți să schimbi scara, să schimbi forma, să schimbi ce vreau, sau de forma asta. Sau pur și simplu pot să pun poza mea
și să ia un atribut al poziției, de exemplu, culoarea ochiului, care se facă mai roșie sau mai albastră în funcție de temperatura care va fi măsurată de sistem. Deci, pentru că, în fond, ce e asta? E o formă de reprezentare a cuia unei mărimi. Că mărimea o să dau acum cu mâna, cu butonul sau mărimea vine din spațiu fizic, asta altceva nu contează, calculatorul e o mică cifră. Dacă cifra e legată cu lumea fizică printr-un senzor și un convertor care transformă o mărime fizică într-o cifră, deja sunt accesul lumea fizică. Deci nu desenează numai, ci o să vedeți că el face chiar măsurătorile fizice, făcând un aparat și un laborator întreg. Deci este o cutie de laboratoare cu procesare în care încălimă bani rețeaua neuronală până nu fac o testare cu treaba să văd despre ce întrebare să pun în rețele neurale. Ce tipuri de senzori, ce tipuri de așezare a senzorilor sunt utile pentru ca să am o informație ca după aceea să aibă ceva să aibă sens rețeaua să caute, nu orice și nu oricând. Fiecare obiect de genul ăsta lasă urmă în planul fizic, adică la aparate. De exemplu, ăsta de aici este cel de aici. Deci eu pot să-i scriu aici un nume, nu mai pierd tipul acum, că n-ar fi asta o problemă. Asta e celălalt aparat de măsură. O să fac în felul următor. O să iau o formă matematică, de exemplu, aici aveți toate operațiile matematice, modul, radical, sinus, mai departe, iau simplu o sumă. Deci foarte simplu. Iau suma asta dintre acest buton și acest buton. Și suma asta o să o reprezint la cele două aparate, direct și eventual pe o transformată sau o funcție sau altceva, deocată nu foarte direct. Și am făcut un aparat. Deci s-a încheiat construcția lui în principiu. Dacă îi dau drumul acum, și vin de butonul ăsta, sau de butonul ăsta, funcționează, numai că am putut o buclă absurdă, să vă arăt cât de ușor se structurează. Dacă între ele pot să pun matematică, pun orice matematică. Acum vă arăt un aparat concret făcut. Cam așa arată un aparat deja cu aplicație în sine. Și dacă la distanță nu mai vede. Dar vede. Deci acum, în principiu, nu duc că nu-i vibrație, e presiune. Am schimbat toamna. Deci, ăsta este cutiuța asta, convertul de care v-am spus, care face transformarea, în principiu, a unei mărimi fizice într-o cifră, un wireless cu calculatorul, și calculatorul reprezintă mărimea respectivă, da? Aici am, în principiu, un traductor de presiune, de mare sensibilitate, și o siringă cu care, în principiu, modific presiunea. Și am deja o mărime de presiune, presiunea atmosferică, acolo, deja e talonată. Pot să fac primetul tu Venturi, clasa 11, după ce am noi acolo, cu diferența de viteza, funcție de diferența de presiune. Vezi, Bernoulli, da? Nu cred că se mai face. Deci, în principiu, el e fizic, funcționează fizic. Și asta se poate pune la un motor, la o vibrație. Poți să pui, așa cum se decodifică, de exemplu, zgomotul de la inimă, Dopplerul, sau zgomotul de la motor, și un bun mecanic ascultă zgomotul respectiv, pe un microfon pus și analizat așa, poți să termine mult mai ușor. Și îl învăț eu, că vine mecanicul ăsta batacheții și el determină batacheții. Un exemplu concret este la o bandă de producție, tot într-o fabrică. Unul din rulmenții de pe banda pe care circulă produsele are un senzor de vibrație care este legat la un rețea neuronală. De ce? Pentru că este mult mai bună la a detecta excepțiile. Adică când a scăpat cineva ceva pe bandă versus atunci când se strică un rulment și se strică banda și se oprește producția. E mult mai bun. Deci diferențe de pattern, nu de intensitate. Deci nu mărimea zgomotului e problema, ci structura zgomotului. Și rețeaua neuronală poate determina structura zgomotului, da? Deci, ce pot să mai simplu? Acum, eu am o cutie care am la mine. Ăsta, de exemplu, are acum 6 interposibile. Pot să măsor 6 parametri diferiți. Pot să controlez 6 motoare sau 6 sisteme sau 6 valve sau 6 elemente și costă 90 de dolari. Cam 10 dolari, 15 dolari e câte o placă de acest gen care este general didactică cu fiecare fel de senzor. Pentru lumină, pentru presiune, pentru vibrație, pentru câmp magnetic. Și e o trusă. Care, în principiu, după masă, când s-a făcut un brainstorming, ne prinde de o idee, mă refer în special la copii de clasa 9-10, până să vorbească ei, să spună că trebuie să fiți voi mari să vedeți ce rol are să învățați derivata, nu știu că, au și făcut rezultatul și au înțeles nevoia de derivat, o descoperă nevoia de derivat. Și
le creezi o altă formă de școală, o formă experimentală care o are laboratorul de acasă. L-are acasă, pentru că îl poate face acasă. Dura școala, îl face acasă. Asta a fost ideea laboratorului de acasă, da? Sau tu este asemănător cu ce s-a întâmplat cu laboratorul personal. Sunt. De aceea am făcut o firmă specială acum 12 ani în România, care s-a chemat Connectus, care a făcut primul laborator personal. Pe ideea, chiar așa era scris în legă, PCU plus PL egală dezvoltare personală. Deci, calculator personal, dublat cu un laborator personal, îți permite dezvoltare personală, pentru că nu mai stai la mainstream-ul care este de proastă calitate, că profesorii nu vor. Sau nu știu, sau nu pot. Și nu pot să te răzbun pe tine, sau tu să fii rebutul, pentru că nu vrea, sau nu știe societatea, sau nu are cum să-ți dea laboratul, pentru că face acasă. Că, ce știi, vorbim de 3-4 familii, dacă se adună, cât de săraci ar fi, poate să facă de infrastructura asta. O cer. Între timp însă lucrurile s-au diversificat și mai tare. Și absolut. Deci totul e într-o geantă de genul ăsta aici. Tot ce trebuie să faci pentru de la psihologie până la biologie. De la punerea pe pom să vezi cum arată cântarea pomului până la cântarea omului, vorba aia. Există în momentul de față senzori în jurul unei Arduino. Ăsta este deja un procesor foarte, e un mega Arduino, are 16 înțelegi, are un calculator întreg aici, are, așa cum avem noi telefoanele, are deja un ecran color touch control, care controlezi și dai datele și interacționezi, are dedesubt o placă să pui un card, un SIM card, ca să poți să, cum zice, SD card, ca să poți să memorezi date până la 32 de giga, vorba aia. Și ai deja un calculator care este atâta și care costă 5 de dolari. 5 de dolari. La el începi să poți să iei senzori. Și găsești senzori de forma asta. Asta, de exemplu, este un senzor de temperatură. Sau senzor de, de exemplu, de distanță. Asta e un senzor de distanță. Măsoară distanța și poți să te joci cu el la distanța față de un obiect, la jumătate de metru. Transformă, în loc să văd presiunea, puteam distanța, temperatura, lumina, culoarea. Că dacă le pui studenților sau elevilor, și elevilor în asta 6, le pui bațe, că ei sunt viața digitală, imediat au înțeles toată povestea respectivă, le dai șansa să descopere lumea. Ei vor să descopere, nu să învețe pe afară și le spun profesorii sau părinții. Asta e marea problemă, că de data asta avem întrebări care nu știm nici noi ca bunici, nici voi ca generație, nici copii. Abar n-avem. Avem cu ce să studiem altfel natura. De-aia mi se pare extraordinar de mare saltul. Și extraordinar de frumos și de provocator. Numai că ne bate joc, noi, de viața noastră, din motive, sunt multe motive. Unele sunt de context, cum să spun, de orgoliu, altele sunt de frica față de nou, altele sunt de faptul că am stat fiecare pe disciplina și n-am înțeles și n-avem răbdare să ascultăm și o altă disciplină. O singură disciplină nu te poți mișca în zona respectivă. E ca și când să scrii o poezie cu un singur cuvânt, dintr-o singură familie de cuvinte. Cum să scrii poezie? E nevoie de articularea interdisciplinară. Dar putem să creăm cadrul pentru aia mai tineri, care pot. Cum să tine, exemplu, poți să devină un germen de școală. Știu să vorbească bine, au experiență. De ce să așteptăm să vină nu știu ce autoritate să dea o diplomă când avem, cred că fiecare din sală poate să fie profesor pe segment. Dar să mergem către zonele de vârf, nu către zonele care să facem să ne asupăm gropile în asfalt. Pentru asta trebuie să înțelegem spre ce se îndreaptă natura, societatea, pe ce tipul de întrebări punem, cu ce infrastructură, care înseamnă know-how, ce se întâmplă pe lumea asta. Și asta românul vine foarte creativ. Că dacă nu își ridică nivelul ăsta, e creativ într-o problemă care e, cum să spune, la Muzeul Satului. E frumos, minunat, de rău, ce deștept, dar cum să spun, să de comuna primitivă încă. Da? Deci, inteligența artificială, vreau să o vedeți ca etapă de dezvoltare. Și închei cu asta. O problemă care cred că n-a fost înțeleasă și care noi aici am reușit să o aducem într-o formă inteligibilă și am tot popularizat în ultima perioadă vis-a-vis de observația din ce se numește societatea cunoașterii. Societatea cunoașterii, în principiu, este foarte hulită de oamenii în general, pentru că pare o gogoriță politică. S-a încercat în Sabona 2020, în Sabona 2000, după aceea s-a încercat Horizon 2020, probleme politice. Nu. Vă spuneam că incapacitatea de a înțelege se numește alfabetism funcțional.
Deci oamenii știu să citească, dar nu au cum să înțeleagă, nu pot să înțeleagă. Nu are valoare adăugată prin citirea textului. Eu îi dau textul din complexitate, îl citește, îl reproduce, dar nu înțelege nimic. În ce sens că nu înțelege? Nu poate să utilizeze informația în ceva nou, astfel încât să internalizeze și să metabolizeze informația ca să devină utilă dezvoltării sale. Ce mult o memorează. 90% din populația actuală este analfabetă funcțională. Pentru aceea, din aceea nu putem să ne ajutăm reciproc, fiecare pe bucățică, merge pe proceduri, pe memorie, pe reproductibilitate, pe mecanicizare, și mai departe. Etapa asta se străpunge sau murim. Străpungerea înseamnă înțelegere. Ca să înțeleg, când am înțeles și am eradicat un analfabetism funcțional, acea societate formată se numește societatea cunoașterii. Dezvoltarea cunoașterii nu este altceva de presie învățământului. Depresia învățământului. Societatea este necesară dezvoltarea noastră până într-acolo, încât să dăm la o parte acest analfabetism și atunci am pus bazele societății numită societatea cunoașterii. Pentru asta trebuie să schimbăm metodologia de cunoaștere, modul de transfer a informațiilor, să punem niște cunoștințe din neuroștiințe, cum formează creierul ăsta mintea, cum se structurează, ca să înțelegem cum să adaptăm omului. Nu că am învățat 1000 de ani și eu acum sunt de mecanic, cum să spun, ministru, și pentru că eu reprezint materia de chimie, băgăm în chimie. Că după aceea se schimbă ministru și scoate chimia și băgăm sport. Nu. Trebuie să înțelegem care este esența omului, ce probleme are, că avem cu ce să înțelegem. Începem să avem măsurători globale, holiste. Începem să înțelegem ce înseamnă interdisciplinar, transdisciplinar, pluridisciplinar, că nu sunt același lucru. Și începem să avem o bază. Pe cine poate să facă cel mai bine saltul ăsta pentru Dumnezeu? Pe numai la care le merge bine. Nu să înceapă saltul din America, că n-are cum, că le merge bine. În Germania totul e curat, se aranjat, totul este atras la linie, tot ce acolo, totul, cum vă spun, iarba e tunsă la unghi, cu aparate speciale. Numai la noi poate să fie, că noi nu avem ce pierde, înțelegeți că nu avem ce pierde, suntem așa de jos, că nu mai avem ce pierde, putem doar să străpunge. Ce să-i urmărim? Cum să-i urmărim? Pe ce să-i urmărim? Până ne educăm să-i urmărim pe alții, am pierdut și viața asta și cea următoare. Am putea să luăm direct perpendicular pe ceva care încă ei nu-și permit să facă asta. Asta este. Caut sentimentul că încă funcționează. Deci noi suntem, am fost acum venit din Barcelona și am văzut de șosele de nebune, știi, pe toate zonele, pe toate zonele, 7.000 de forme de selecție, benzi de toate formele, au o infrastructură excepțională, fizică, informațională, zero. Internetul parcă este la începutul comunii primitive. Dacă ești din oraș mai încolo, undeva, nu mai ai niciun internet. Deci în Paris ai probleme, nu oriunde și cu plata. Și singurul oraș cu cimitirul cu vederea la mare. Da, exact. Deci, cu alte cuvinte, noi avem, paradoxal, nu avem șosea de niciun fel, dar infrastructura informațională merge excepțional de bine. Suntem a patra țară din lume cu consum de internet. Care se schimbă nivelul. Să schimbă nivelul ce se întâmplă pe șoseaua aia. Să o folosim ca oportunitate. Să străpungem, avem cu ce. Avem oameni care pot gândi. Asta este misiunea acestui centru de studii complexe, să transmită acest mesaj și poate transmită și voi mai departe și ne ajutați să băgăm și pe Facebook și pe orice formă de canal. Ca să începem să facem experiențe, să începem să pregătim școli de bară, cum le facem în data timp și să avem niște teme din ce în ce mai concrete. Exemplu de temă. Săptămâna trecută, cineva din Timișoara a trimis un mesaj în care ne întreba dacă putem să asamblăm o echipă tehnică care să susțină un proiect de robotică pentru interacțiunea cu copiii cu probleme psihice. Aha. Un roboțel care să-i ajute. Da, un roboțel cu care să interacționeze copiii cu probleme psihice ca să-i ajute. Da. Și culmea este că au deja o parte din hardware disponibil, cumpărate, mă, printate pe open source, parte din componentele lui Papi, să nu știu cum cheamă. Căutăm teritori. Și aici vorbim nu numai de oameni care să fie capabili să facă robotul să meargă în sine, nu numai de oameni care să fie capabili să scrie cod pentru programare, dar și oameni care să gândească partea psihică, să interacționeze cu copilul, să vadă ce a făcut, să stea să observe. Când robotul a avut programul ăla, copilul a interacționat pozitiv, când ăla n-a avut și atunci se evolueze. Eventual se pune niște rețele neuronale să învețe singur robotul ce trebuie să facă. Și da? Apropo de teme, și sunt teme spectaculoase care, teoretic, pot aduce într-o bună zi și bani, indirect prin finanțele europene, probabil, și direct prin produse vandabile apoi la copiii care au astfel de probleme. Și care pot fi finanțați de proiecte de programare, și mai departe.
câteva exemple care au apărut acum, deci, și pe care nu se le transmit, dacă sunt de oricări, să nu vină să zic. Cam asta este și ideea celor așa numite proiecte deschise, pe care noi le-am tot inițiat și spus. Centrul de studii complexe, din cauza contextului pe care l-are și a oamenilor pe care îi avem, încercăm să structurăm teme de genul ăsta, de nivelul ăsta. Să le aruncăm într-o bază de date și poate încep să se fie utilă baza de date pentru ca lumea, în cei care sunt mai deosebit, să poată și alege o temă de stat, de doctorat, de nivel mai mare, de licență, o temă mai aproape de nivele de genul ăsta. Că se poate, din moment ce au găsit și au cumpărat pe proprii banii lor proprii stick-ul ăsta. Mai e o aplicație pe care eu n-am pus o pun în prezentare și unde se folosesc rețele neuronale și cu care... Primele, de fapt. Primele și cu care eu nu sunt de acord. Și este vorba de target tracking pentru rachete. Pentru a omorâ oameni. Care se folosesc pe dronele care folosesc pentru a ataca la distanță. Că dacă vă întrebați cum dezbor singură și găsesc ținta de fiecare dată, așa va. Și că vă dați seama acum, noi facem și ne batem acum, o să dăm și cu bombele noi și noi în ei. În curând vorbea că tot se adună tensiunea asta, nu cred că se poate relaxa fără un început așa, măcar un pic să vedem cum ne zgândărim unii pe alții la granița noastră. Dar pe ideea că scut antirachetă, rachetă, pe iertați-mă, racheta este ceva care are o masivitate suficientă ca eventual să poată fi localizată și distrusă, dar nu se merge pe varianta aia. Se merge pe varianta nu de drone, de milioane de structuri foarte mici, care sunt în fel de microdrone, dacă vreți, care pot căra câteva miligrame de exploziv din asta și vin un nor. Norul ăla nu mai e localizat. Și inteligent, interacțiune din ăsta. Deci mai dai cu să le lovești pe unul din... Deci e altă filozofie. Nu mai vorbesc de cele biologice, cuantice și alte arme de acest gen. Dacă astea buni. Și cum distruge. Ați văzut filmul Divergence? Cine a văzut filmul? Și nu l-a văzut să ducă. Și ați văzut și etapa seria a doua? Insurgents? Și nu a văzut să-l ducă pe amândouă. E fundamental. Și mai ales urmează a treia, știți și cartea pe care a treia, ca să înțelegeți cam despre ce vorbim aici. Cele patru facțiuni din filme sunt, de fapt, descoperite de mai bine de 2000 de ani, tot de pe vremea grecilor antici. Nimic care s-a făcut în lumea asta să-i spune. Nu s-a întâmplat nicio întrebare, nu a fost pusă în pus naturii de la apariția grecilor. S-au pus mai răspunsuri, dar nu... De ce intrăm în altă mână, ce este gândirea și așa mai departe. Da, în așa caz, că acolo suntem și cu inteligența artificială, pentru că eu asta vreau să spun. De exemplu, ca să putem vedea coroana solară, să vedem o grămadă de fenomene în coroana solară, avem nevoie să obturăm imaginea puternică a luminii, adică de obicei o eclipsă, sau metode de a obtura, ca să am o vedere diferențială. Asta e și asta, inteligența artificială, în comparație cu inteligența naturală, pot să văd mai bine ce e omul în plus. Adică nu e numai ca să facă automatizări. Și nici spectacol tehnologic. Și dacă eu pot să fac o rețele orală asta, omul e mai mult de atâta. Ce e mai mult omul ăla? Ce are mai mult decât poate să fac o rețele orală, care face ceea ce unul și-a imaginat odată, că e în dialog direct, în limbaj obișnuit, cu chirurgul care pune o întrebare în momentul online, în chirurgia respectivă, într-o zonă, și se răspunde pentru o analiză într-o bază de date cu 1.500.000 de articole dintr-o zonă de medicină. Aflăm în 2020. Deci, deja, astea sunt etape care le putem... Da, asta este. Și mai crește. Crește. Da? Deci, cu alte cuvinte, aia este însă nu e omul. Omul mai are ceva. Omul mai are ceva. Ala, nu o să putem înțelege dacă nu facem diferența asta între, cum să spun, inteligența artificială și natura mai profundă omului. Că se pare că totul e om. Nu e tot om. Tot ce e algoritmizabil, tot ce e structural, nu e om. Fenomenologic e altceva. Omul este o ființă structural fenomenologică. Mai are o proprietate care nu poate intra niciodată prin definiție într-un algoritm, oricare ar fi el. Nu. E o chestie de principiu, nu că nu-l cunoaștem. Că e o chestie de principiu, Husserl ca principiu. E o zonă fenomenologică. Ai acces numai prin trăire directe, cu alea. Că tu după aceea poți să scoți o parte din el și să răcești din trăirea într-o parte care este cognoscibilă și o pui într-un cuvânt, e altceva, dar e o altă realitate. Și oricum, e o realitate pe care e limitată de structura noastră ca fire, ca ființă, ca formă. Dacă aveam, tot dau exemplu, dacă nu aveam copite, n-am putea face ce am făcut, că n-am putea avea manualitate. Deci forma noastră geometrică, structura, postura, rapoartele, toată construcția asta, are în spatele ei tipurile de simțuri, ferestre de simți și așa departe, formează
o definiție a unei structuri umane care poate decodifica cât e dată ei structurii umane să decodifice pentru fete paliere, de la comuna primitivă până la homo universalis. Dar mai e ceva care nu are legătură cu nimic, cu nimic pus în cuvinte, că niște fenomenologic. Ai vrește trăire. Care nu s-a inventat limbajul pentru nu știu dacă se va inventa, că limbajul înseamnă deja o structură, îi dai cuvânt. Cuvântul limbajul înseamnă sărăcirea întregului într-o parte. Și mai este o problemă care nu se poate, că se poate ceva. Se pot traduce trăiri direct, în mentalitate. Da, trăirea respectivă e tot altceva. Aia e altceva care este studiul ce anumește fenomenul coalia. Căutați cuvântul coalia. Să vedeți cât de cunoscut e și cât de puternic. Degeaba ne dă cu persecuția, că avem nevoie de un nivel puțin mai înalt ca să ne băgăm cu discuții de zona asta. Ce să zic? Eu vă mulțumesc mult că... Pentru o mică bază de școală mai serioasă și preună cu cotizul care se ocupă în partea asta de economie și cu noi care ne vorbim de geofizică, să căutăm și aplicații care să demonstreze că... Mai și-a zis în spate. Și-a zis în spate pe economie, așa. Și sunt convins că fiecare de aici, repet, poate să fie contributor la așa ceva. Și chiar dacă nu știe nimica din contele mai aproape de o intuiție, autozăboc și ne poate arunca o întrebare care perpendicular peste, dar cu baza noastră de cunoaștere, poate te fructifica. Așa că vă așteptăm în continuare să reacționăm pe diferite teme, să nobilăm puțin solul ăsta mental cu informații și cu trăime multiple, ca atunci când vine gândirea, care e un proces a unei baze de date, să putem să esențializăm lucrurile mai subtile. Căci ce înseamnă gândirea care gândește asupra gândirii? Înseamnă că am un instrument, gândirea, asupra unei baze de date care ai trăile personale, cu cunoașterea care am. Gândirea care gândește asupra gândirii devine un proces care ne interesează foarte mult. Mulțumim mult și vă așteptăm acum pe internet. Pe... Săptămâna viitoare facem pauză de Paște. Da, săptămâna viitoare pauză de Paște. Iar după aceea am vorbit cu profesorul Estian, nu știu dacă îl cunoașteți, este unul dintre oamenii deosebiți din multe puncte de vedere în domeniul medicinii, dar în detaliul neuronale, probleme de inteligența biului, care nu e surprinsă decât inteligența artificială din principiu și aceea aveți dezbateri mari, pentru că unii zic că va fi oricum făcută și coale, va fi făcută de... Adică sunt unii care sunt adepți că densificarea de cunoaștere într-o anumită zonă determină și trăirea socială. Sau altfel spus, că de la un nivel de concentrare informațională a debitului, a fluxului informațional, de la un tip de împachetare a informației, rezultatul este și apariția spontană, emergentă a unei trăiri. Alții spun, nu, e nevoie de un calculator biologic, e aici avem mai mult, noi nu înțelegem că nu e reductibil la condiție electronică. Aici e condiție ionică, e altceva. Inteligența este legată de entropie? Există o legătură foarte subtilă și foarte discutabilă între entropie și informații. Foarte legă. Entropia este una din chimie, că entropia în sine e definită prin multe, cel puțin patru complemente diferite. Ca, te rog. Aici e problemă de principiu în care deocamdată putem face doar două bifurcații. Nu, momentan trebuie să definim ce înseamnă conștient. Cât de inteligent trebuie să fie? Inteligența nu are legătură cu conștiința, e tapură. Nu are legătură cu conștiința. Dar nu e obligatoriu. E problemă calitativă. Poate să fie o problemă calitativă, nu cantitativă. Și un creier mort are la fel, același număr de neuroni. E o problemă legată de un anumit tip. Încercați puțin... Atenție, încercați puțin să înțelegeți un lucru foarte interesant. Suntem foarte prinși și știm să operăm în toate legile fizice legate de așa-numita conducție electronică. Dacă însă se, pe parcursul unde are loc un fel de potențial se mișcă niște, se mișcă nu electronici, ioni într-o soluție, deja problemele sunt mult mai sofisticate. Conducția ionică, pentru că ionii se mișcă cu viteză mai lentă, poate să fie de 10.000 de ori mai lentă decât electronilor. La mișcări lente de ioni, la curent, deci odată apar proprietăți noi, care de acum începem să le înțelegem. Cu așa numită unde scalare, cu unde informaționale. Deci creierul nu este o simplă unealtă care lucrează cu biți. O putem simula pe o parte din realitatea care noi am generat-o, generat pe partea asta de, cum să spun, de artefacte și de mod în care noi interacționăm cu natura, o putem face o viziune mai bună, că de acea rezultat n-am făcut decât amplificat vederea. Mă țin infraroșu, am amplificat banda de vedere, dar n-am înțeles, n-am făcut salt concret. Salt ar fi să am brusc un alt sensor, să am un alt simț de alte factori, care nu sunt cel 5. Să am un simț, de exemplu, de atrașterea concepturilor de spațiu-timp.
Asta și asta deja pot să imaginez, deja e formată, deja nu e de calitate. Tot timpul, dacă pot să o reduc la ceva, nu e de calitatea discutată. Tot timpul, cum zice și Basan Nicolescu, realitatea aia, realul e ascuns din principiu. Dar cojii din real pot fi descrise permanent pe măsură ce omul se apropie asimptotic de acel ceva care poate să facă saltul numai printr-o transformare internă. Unii zic vedere duhovnicească, alții zic vedere... E altceva. Nu-i vedere nici prin simțuri și nici inteligență.